Bună seara, bine v-am găsit, dragi telespectatori, vă spunem din studioul Alfa Omega TV la o emisiune cu un titlu provocator, Terapie alternative, sănătate cu orice preț. Vă mărturisesc că este pentru prima dată când după aproape 16 ani, de când emisiunile Calea Adevărului și Viața au început să fie produse, abordăm acest subiect. Și aceasta pentru că din numeroasele telefoanele dumneavoastră, contacte cu dumneavoastră, am dat seama că este un subiect important și subiect care, din păcate, nu este abordat și discutat și încercat să fie înțeles în bisericile noastre. Pentru noi, în această seară, și pentru dumneavoastră, avem invitați cu totul special, care le mulțumesc de pe acum că au făcut un drum lung ca să fie alături de noi în studio în această seară. Fratele Fănel Șerban, care conduce o biserică în Brașov, care tocmai a sosit de la Brașov. Mulțumesc, fratele Fănel, că ai venit. Fratele David Moza, care se duce în Oradea și coordonează lucrarea LR România. Mulțumesc, frate David, că ai venit alături de noi. Și fratele Ilie Popa, cred că cel care are cea mai lungă serie de prezențe în emisiunea Calea Adevărului și Viața, care a venit de la Viena special ca să fie alături de noi în această seară și care o să fie un ajutor pentru mine, sper, pentru că este atât de obișnuit, mult mai obișnuit ca ceilalți invitați cu emisiunea Calea Adevărului și Viața și sper să facem împreună ca această emisiune să fie o emisiune de revelație și de înțelegere acestui aspect. Deci, terapii alternative, sănătate cu orice preț. De la început vă mărturisesc că când am încercat să abordăm această temă, am avut o discuție telefonică cu fratele David Moza și ne-am și întâlnit cu el și mi-a spus nu medicina alternativă, cum este scris, mai bine să spunem terapia alternative și eventual chiar la început am putea să lămurim acest lucru. Deci, ca introducere la această temă, de ce e important acest subiect, de ce e important să discutăm despre aceasta, de ce nu e o problemă de medicină să ne intereseze pe noi, pe partea spirituală, această temă, acest subiect. Aș vrea să ne uităm în Biblie, în Geneza 1:27, deschidem Biblie la Geneza 1:27, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. În Geneza 1:31, când Dumnezeu s-a uitat la toată creația lui, inclusiv la om, deci Geneza 1:31, Biblia vine și spune, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Deci Dumnezeu l-a creat pe om fără capacitatea sau fără posibilitatea de îmbolnăvire și fără posibilitatea ca să moară, fiindcă spune, în ziua când vei păcătui, vei muri negreșit. Și Biblia s-a împlinit, atât în cartea Geneza, Dumnezeu zice, din țărână ai fost luat și în țărână te vei întoarce. Dar noi ne uităm și în Noul Testament, Duhul Sfânt, prin Apostolul Pavel, în Roman 5:12. De aceea, după cum pentru un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Mai mult decât atât, în Roman 5:14 spune moartea a domnit, a stăpânit peste toate generațiile de oameni. Și încă stăpânește. Oamenilor este îndoit să moară o singură dată. Omul a fost creat perfect de Dumnezeu. Dumnezeu a zis foarte bun, fără posibilitatea sau fără nu abilitate, că asta nu e o abilitate. Fără să moară și fără să fie bolnav. Boala și moartea a venit în lume datorită căderii în păcat. Moartea s-a transmis asupra tuturor oamenilor și a domnit, spunem, moartea a domnit generație după generație, dar vestea bună este aceasta. Dumnezeu și în Vechiul Testament a spus, eu sunt Dumnezeu care te vindecă, Exodul 15:26. Și Domnul Iisus Hristos a venit și a împlinit planul lui Dumnezeu. Pe cruce ne-a răscumpărat din boală și din moarte. A vrut să fac o introducere? De ce ai nevoie de vindecare? Toți oamenii au nevoie. Chiar de la început, fratele Ilie Popa a spus un cuvânt important, păcatul, care este lucru care are legătură directă și cu emisiunea noastră. Întrebarea se pune în felul următor, să definim termenul. De ce nu medicină alternativă și de ce terapie alternativă? Când vorbim de medicină, vorbim de contextul unei, științe, care se măsoară cuantificabil, care se evaluează și dă rezultate, care vine în urma observației cum lucrează natura sau cum lucrează corpul nostru. Cum Dumnezeu ne-a creat? Terapiile alternative vine ca
o completare la medicina clasică, dacă am putea spune așa, sau convențională, da, care spune ceva de genul ăsta: omul nu trebuie să fie doar vindecat trupul, ci inclusiv și spiritul. Și atunci aici apare discuția care trebuie să fim atenți. Și scopul din seara aceasta este să conștientizăm sau să creștem gradul de conștientizare a faptului că atunci când urmărim în vindecarea noastră, oricât dintre noi, toți avem nevoie de vindecare, nimeni nu e mai perfect de la cădere încoace, rasa umană este o rasă căzută, cu nevoie de vindecare, cu alte cuvinte, suntem în dezordine și trebuie să fim în ordine. Toți căutăm armonia sau pacea care noi am pierdut. Și o sănătate deplină, întreaga categorii, noastră ființă. Categorii. De la Adam și Eva, omenirea caută soluții. Întrebarea se pune: care este calea? Este o nevoie și întrebarea este: care este calea? Și aici apare întrebarea sau conștientizarea care noi vrem să o ridicăm acum. Orice implicare a unei puteri spirituale în procesul meu de vindecare ridică o întrebare foarte puternică și foarte cu discernământ, care avem nevoie de discernământ. Cine stă în spatele acestei autorități? Și probabil o să mai revenim în direcția aceasta. Cum fratele Ilie a sugerat încă de început din Exodul 15 cu 26 pe care l-a citat la început, Dumnezeu e Cel care te vindecă și probabil că o să revenim la acest adevăr, dar vrem să analizăm lucrurile, într-adevăr, ce entități, care este dimensiunea spirituală, partea spirituală, pârghia spirituală care stă în spatele unor metode de vindecare, unor terapii, așa după cum a spus. Și aș vrea să-mi cer iertare, pentru că poate în timpul discuției noastre o să mai spunem uneori medicină alternativă sau terapie, poate mai scăpăm, că în toate articolele pe care le-am listat, în majoritatea este scris medicină alternativă. Dar a fost bine că a fost făcută această observație, mai mult o terapie, pentru că medicina este o știință, se bazează pe date categorii, științifice, și date, terapia poate e cuvântul mai adecvat acestor. La terapii, rezultatul depinde foarte mult de subiect, de cel care primește terapia, și foarte mult se pune în acord și spune: terapia funcționează dacă crezi în ea. Deci implică factorul credință sau încredere. Și atunci apare acest element subiectiv. Niciodată nu știu cum funcționează. La unii poți să dea roade sau la alții nu. Și din cauza aceasta nu putem numi medicina, pentru că este aleatoriu sau subiectiv. Iar medicina, anticipez o sinteză, se bazează pe o procedură medicală, pe o medicație, categorii, nu pe subiectul care este categorii, individul și terapeutul. Așa funcționează trupul nostru, din punct de vedere. Frate Fănela, la discuția aceasta de început, de ce e important să discutăm și despre asta? Știu că în biserica în care slujiți abordați mult zona aceasta a ocultului, a ideologiilor orientale, a păcatului, și probabil că ați abordat mai mult decât în alte biserici și subiecte legate de terapii alternative. De ce este important? De ce este tot mai extinsă această preocupare, această atenție către terapiile alternative astăzi? Aș vrea să plec de la ce spunea fratele și cu ce anume a început. Cred că acolo este ușa, de acolo începe totul. Omul se desparte de Dumnezeu și cred că putem vedea foarte clar că în momentul în care omul se desparte de Dumnezeu, el caută soluții. Caută soluții prin propriile lui puteri, prin propriile lui metode, strategii, prin propria înțelepciune, turnul Babel, și întotdeauna vedem acest contrast între alternativa lui Dumnezeu și alternativa diavolului. Deci ea începe încă din grădină. Dumnezeu zice să nu mâncați, diavolul zice de ce nu? Întotdeauna de la începuturile Scripturii vedem diavolul vine cu alternativă. Și așa se naște subiectul alternativa pentru vindecare, că odată cu păcatul, ce spunea fratele, păcatul a adus boală în trupul nostru. Moarte, blestem și așa mai departe. Vedem boala încadrată la lista din Deuteronom 28 și odată cu Avram, când Dumnezeu își alege un om prin care să-și definească un popor, dintr-o dată vedem un singur loc pe întreg pământul, un singur loc în care Dumnezeu aduce vindecare. El este sursa. Noi trebuie să înțelegem că apariția creștinismului se face într-un context al antichității unde oamenii aveau medicină alternativă. De fapt, mai bine punctat, Hipocrate este primul om care definește medicina din antichitate ca o știință. Până atunci, medicina o practicau preoții. Și fratele David a punctat foarte bine. Medicina este medicina care o cunoaștem, aspirina, de la doctor, da? Are de a face cu știință. Și aș merge puțin
în mod practic, nu sunt medic, nu pot să explic din punct de vedere științific, dar așa cum explic la toată lumea, explic și acum. Medicina are de-a face cu chimie și fizică. Da? Chimie e ceva mecanic, introduc când scade temperatura, pe când medicina alternativă sau terapiile alternative au de-a face cu spiritualul. Și aici trebuie să detașăm lucrurile. Hristos punctează foarte clar, în momentul când vine pe pământ, el asigură vindecarea, o oferă ca o certitudine prin ceea ce el plătește. Moartea lui Hristos la cruce este certitudinea că pentru bolile noastre, pentru păcatele noastre, pentru blestemele noastre, pentru eliberarea noastră a fost un preț plătit. Iar învierea este certitudinea că aceste lucruri pentru care Hristos le-a împlinit sunt pentru noi, sunt posibile pentru noi. Dintr-o dată trebuie, când discutăm despre terapii alternative, medicină alternativă, indiferent, discutăm despre două căi. De unde vine vindecarea? Pe cale umană, poate veni prin mâna unor doctori, a unor medicamente, sau prin cale divină. Cealaltă alternativă pe care o diavol oferă încă din grădina Edenului, prin influența sa. O întrebare foarte scurtă. Dacă ați menționat că terapia alternativă are foarte mult de-a face cu spiritualul, de ce, deoarece sunteți slujitori în biserici, de ce slujitorii bisericilor abordează prea puțin acest subiect, dacă are de-a face cu spiritualul? Aveți o explicație? Poate mult mai puțin la dumneavoastră în biserică. Nu neapărat să criticați pe frații dumneavoastră, dar am remarcat acest lucru. Eu personal observ o înclinație periculoasă la foarte mulți credincioși înspre acest domeniu al terapiilor alternative, naturiste și așa mai departe, o alergare într-o direcție periculoasă. De ce? Pentru că funcționează. E numitorul comun. Funcționează. Am întâlnit o persoană, dau un exemplu practic, om cu studii teologice, nu spun numele ca să nu jignesc cum a studiat, tatăl pastor, el la fel poate sluji ca și pastor, se ocupa, mai bine spus, de o terapie alternativă. E un pat, nu știu foarte multe detalii, e un pat cu o pătură făcută din pietre de jad, se încălzește la o anumită temperatură și oferă, prin încălzirea aceea, oferă o anumită energie și, bineînțeles, oamenii sunt vindecați și sunt multe mărturii în care oamenii spun. El se ocupa cu aceea, era business-ul lui, să zicem. Foarte interesant, în momentul când a început să se ocupe de lucrul acesta, a început să aibă probleme fizice. Și acum suferă de epilepsie. Înspre ce ne îndreptăm? Eu m-am ocupat de bioenergie în faza primară, înainte să mă întorc la Domnul. Pe mine nu m-a învățat și n-am trecut prin niciun seminar când m-am pocăit. Duhul, sau mai bine spus, cum zice Apostolul Ioan în prima epistolă, ungerea, vă învață totul. În momentul când eu sunt într-o relație cu Dumnezeu strânsă, primul indiciu, lipsa de pace. Poate nu cunosc foarte bine ce stă în spatele acelui lucru. Poate este îmbrăcat într-o formă științifică, pentru că, atenție, o astfel de terapie cu jad e prezentată foarte științific, chiar pe site-ul lor. Dar nu avem de-a face cu chestia, ce zicea fratele David, chimie, fizică, știință, cauză și efect. Nu, avem de-a face cu forțe, energie și așa mai departe. Și deja lucrurile se complică. E foarte bine că ați punctat acest lucru, pentru că poate foarte mulți simt niște efecte și își vor da seama în parcursul acestei discuții că sunt lucruri pe care le-au practicat sau au cochetat cu ele sau e o limită pe care au trecut-o, poate într-o încercare de vindecare, o limită care, dacă nu era trecută, poate nu dădea o cale de acces sau unei influențe demonice în viața lor. E foarte bine ce am spus până acum, dar avem să mergem mai mult. Aș vrea să ne uităm împreună în Exodul 15 cu 26. În Exodul 15 cu 26, dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, și dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, adică dacă te așezi sub autoritatea Lui Dumnezeu și rămâi sub autoritatea Lui Dumnezeu, El vine și spune, eu sunt Dumnezeu care te vindecă, Jehova Rafa. Isaia 43 cu 11 spune așa, eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun alt mântuitor. Nu este nimeni în afară de El. Acum, haideți să ne uităm istoric.
Avram a fost cam la 1900 de ani înainte de Hristos. Moise, când a fost scris pasajul acesta, undeva la 1400 de ani înainte de Hristos. Cam la 1400 de ani înainte de Hristos, Dumnezeu vine și spune, dacă rămâi sub autoritatea Lui, dacă cineva rămâne sub autoritatea Lui, El este Dumnezeu care te vindecă. Dacă ne uităm pe prospectul terapiilor alternative, citim ceva de felul acesta. Se bazează pe credința vechilor egipteni de 6.000 de ani. Se bazează pe credința vechilor tibetani sau budiști, așa, de acum 8.000 de ani, de 5.000 de ani, deci înainte de aceasta. Știți ce vreau să vă spun? În momentul când cineva apelează la o practică de terapie alternativă, care se bazează pe religia, pe credința, pe... nu știu cum să numesc, să nu jignesc pe nimeni, a vechilor. Așa, automat te așezi sub autoritatea spirituală a celui care a inițiat și a celui care aplică. Și care continuă. Care continuă și care aplică, chiar dacă nu este niciun om care să aplice. Dar odată ce accept aceasta, automat vii sub autoritatea spirituală străină. E un lucru cam dificil, cam greu, dar aceasta e adevărul. Câteva minute și pentru o revelație, o înțelegere. Frate David Moza, la școlile LL vă vin mulți cu probleme. Și din experiența, așa ați putea să în câteva cuvinte, totuși de ce este atât de răspândită deschiderea, sau de ce este atât de mare deschiderea către alternative. Eu am citit un articol din care mi-am extras 3 idei care explică amplificarea terapiilor alternative ca interes. Unul, ieșirea, dorința de ieșire dintr-un corset al medicinii clasice, teama de spital și de operații, de intervenții invazive. Doi, ar fi o căutare a unor soluții naturiste care este la modă. Da. Toți vrem bio și alimente. Și trei, ar fi o reînviere a interesului pentru ocultism, pentru religii orientale, cum spunea și fratele Ilie Popa. Sunt trei cauze care fac să fie un interes mai ridicat. Ați întâlnit oameni credincioși sau necredincioși în școlile LR și e adevărat acest lucru. De ce explicăm acest interes? Să încercăm să dăm și o explicație. Și categoric sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră. În primul rând, este eșecul medicinei convenționale. Medicii probabil sunt foarte aglomerați și așa mai departe, poate rezultatele nu sunt după așteptări și mai trebuie să fim conștienți, noi ca ființe umane, într-adevăr, avem o parte spirituală și o parte fizică. Medicina clasică se focalizează doar pe partea fizică a trupului nostru, negând sau nepunând sau nu ținând cont de partea spirituală. Dar partea noastră spirituală are și ea nevoie de vindecare. Și atunci, pentru că medicina convențională nu se ocupă de treaba asta, este un eșec. De ce? Pentru că, de exemplu, omul când vine la o terapie alternativă la un practicant, întreabă cum se simte, începe să fie bine primit și așa mai departe, care lucrează la nevoia lui de acceptare, de prețuire. Îi acordă timp. Timp și de calitate. Ceea ce pentru un om contează foarte mult. Și aici apare acest interes pentru că se spune vindecare holistică întreagă. Adică te vindecă și spiritual, și mental, și fizic, nu doar fizic. Asta este a doua. De ce? Pentru că este această nevoie spirituală. Este o foame spirituală. În ziua de azi trăim o foame spirituală. Pe fondul New Age-ului. Aceasta este noua filozofie în care noi trăim, sau era post-creștină. Toată lumea își dorește spiritualitate și aici apare întrebarea, spunea mai înainte, că ele funcționează. Aceste terapii funcționează. Scopul nostru nu este acum să dovedim că funcționează sau nu funcționează. Scopul nostru este acum, sau întrebarea noastră este, de ce funcționează? Ce le face pe ele să funcționeze? Și o să revin din nou la această întrebare. Și acum, încă un lucru care, de ce oamenii merg la aceste terapii sau apelează, pentru că această nevoie globală de vindecare, Biblia ne spune foarte clar, primul vindecător holistic întreg este Dumnezeu, Iehova Rafa, Dumnezeu care vindecă, duh, suflet și trup. 1 Tesaloniceni 5,23 este un exemplu că Dumnezeu e interesat și este vindecătorul întreg a ființei umane.
Duh, suflet și trup, Dumnezeu păcii, să vă sfințească El însuși pe deplin, Duhul vostru, adică spiritul vostru, sufletul vostru, cei de la terapii alternative spun mintea voastră, trupul și trupul vostru, să fie păzit întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, cu alte cuvinte, toată ființa este nevoie. Aici se împart cele două categorii. Deci lăsăm medicina convențională care se ocupă doar de trup. Și acum se deschid cele două drumuri. Este vindecarea creștină pe baza a Domnului Iisus, Iehova Rafa, și după cum am văzut și cum s-a citit textele, și vindecarea alternativă. Aici apare acele invocări a unei forțe vitale cosmice. Forța vitală cosmică, care vine să ne echilibreze sau să ne dea tărie. Și de unde vin aceste lucruri? Exact ce zicea fratele Ilie, este New Age-ul de fapt, nu este o nouă eră, ci sunt credințe vechi reînviate, reambalate. De exemplu, taoismul, care este în China, s-a cristalizat în anii secolul 5 înainte de Hristos, merge pe această convingere și este scrisă și în medicina chinezească, este canonul secret al împăratului Galben, care spune ceva de genul ăsta, în forța universală, da, este forța chi sau chi. Această forță cosmică trebuie să vină prin om, prin trup, da, ca să echilibreze, și aici sunt două forțe care se bat cap în cap, egale și de sens opus. Yang sau Ying și Ying. Ying este partea feminină și partea rea și Yang este partea masculină și partea bună. Boala, în termenul acesta, este definită ca un dezechilibru dintre cele două forțe, Ying și Yang. Și atunci, terapiile, de exemplu, acupunctura și toate, o să revenim în direcția aceasta, este această echilibrare între Ying și Yang, ca forța vitală cosmică să poată să vină să curgă prin corp. Încă un lucru care trebuie să fim foarte atenți, lumea asiatică și credințele asiatice definește omul pe Dumnezeu diferit decât lumea care noi știm, creștină. Omul, de exemplu, din punct de vedere asiatic sau budist, islam, hindus, sau, da, este spus sau este văzut ca o entitate energetică. Deci o sumă de niște corpuri energetice care trebuie echilibrate. Dumnezeu are această filozofie panteistă. Este Dumnezeu, este în toate și totul este Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este o forță impersonală și, de exemplu, și în flori, și în animale, și oriunde este Dumnezeu și este pretutindeni și, de fapt, noi suntem Dumnezei. Și aici apare această diferență categoric între creștinism și aceste filozofii. De exemplu, creștinismul, noi spunem că cea mai mare problemă a omului este păcatul care se separă de Creator. Pe când ei spun ceva de genul ăsta, nici vorba, asta e blasfemie. Cea mai mare problemă este ignoranța omului, că noi suntem Dumnezei, dar nu ne-am trezit. Și avem nevoie de aceste practici pentru trezire. Da? Termenul de trezire vine din aceste practici vechi. Da? De aceea se vorbește de holistic, vindecare holistică sau de ghiz sau de meditație și așa mai departe. Și am putea merge mai departe în direcția asta, dar vreau să mă opresc. Da. Deci ce rețin eu din această discuție și ce cred că ar trebui să rețină și telespectatorii noștri ar fi că în spatele terapiilor alternative sunt de cele mai multe ori concepte filozofice, concepte de viață. Pentru că sunt foarte mulți în această seară din știință, din neștiință mai ales, au intrat, au cochetat cu acest lucru, fără să-și dea seama sau fără să fie preocupat să vadă ce este în spatele unei anumite terapii care îi se propune. Pentru că aproape majoritatea terapiilor, exact cum ați spus, au în spate un concept filozofic, un sistem de credințe, de valori. Și poate într-un minut o să ne rugăm și pentru înțelegere, că cred că au fost deja câteva provocări pentru cei care ne urmăresc și care cred că vreau să înțeleagă mai mult. Dacă vreți să adăugați ceva la aceasta, pentru că vreau să-l rog pe fratele Ilie să avem o scurtă rugăciune pentru înțelegere și revelație în mintea și inima celor care ne urmăresc. Discutăm acum puțin să lămurim termenii mai ales de terapie. Frate David a punctat o chestie și trebuie conștientizată pe o scară foarte largă. Și anume, întoarcerea la practicile păgâne din antichitate este un lucru evident nu numai în medicină, în terapii, în totul. Uitați-vă la ultimele filme care apar și au succes. E reînvierea zeităților din antichitate. Deci
media promovează New Age-ul. Da. Filozofia am panchetat în diverse feluri. Exact. Noi trebuie să înțelegem că spiritele care au lucrat în antichitate, spiritele care, cu care s-au luptat poporul Israel sub forma, sub diferite forme care le găsim prin uriași și așa mai departe, sunt acelea spirite care noi le avem, care confruntăm astăzi și cu noi. Care ne confruntăm. Numai că umanitatea a fost condusă să se bazeze foarte mult pe rațiune. De aceea mă întorc la acel moment unde Hipocrate face o mișcare inteligentă și numește medicina, preia din practicile acele practici mistice, miraculoase, preia acele practici științifice care au de-a face cu chimie, fizică, care astăzi numim medicină și era numită medicină și atunci. Și dispare cumva miraculosul din fundal. Dar dacă citim cu atenție Scriptura și nu mulți când citesc Apocalipsa, Biserica Pergam, a treia biserică la care Domnul Iisus se adresează, câți dintre noi înțelegem că acolo Iisus atacă direct pe Satana care aduce vindecare. Zice, știu că locuiești în cetate, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Și făcea referire în mod categoric la un templu dedicat șarpelui, care îl avem și acum în medicină ca simbol. Oamenii se duceau acolo, noptau, dormeau și primeau revelații, viziuni și erau vindecați. Iată ce spune Domnul Iisus într-un mod categoric. Putem să și citim, sigur, Apocalipsa, capitolul 2. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea și nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana. Deci nu numai că este scaunul de domnie al Satanei, ci și Satana locuiește. Și, bineînțeles, depinde de pronunție, dar din greacă Asclepios sau Asclepios. Depinde, unii spun cu E. Iată că oamenii se duceau într-un loc să primească o vindecare alternativă. Credeți că credincioșii nu erau confruntați cu asta când credința lor nu funcționa? Nu trăim un lucru nou și Scriptura ne spune prin Solomon. Nimic nu e nou sub soare. Tot timpul, cu ceea ce ne confruntăm acum, lumea, creștinismul s-a confruntat. În Evul Mediu s-a confruntat cu vrăjitoarele. Da? Cei din Oltenia se confruntă cu vracii lor și din Muntenia și din Moldova. Deci nu sunt lucruri noi, numai că media de care ne ajută astăzi să intrăm în multe case cu acest mesaj, promovează ceea ce de mult era. Deci dacă citim cu foarte mare atenție istoria bisericii, întotdeauna a fost o confruntare. Așa cum spunea fratele, începând de la Moise, Moise a avut o confruntare. Preoții Egiptului cu adevăratul preot al lui Dumnezeu. De fapt, bătălia dintre Dumnezeu și Dumnezeii falși. Dintre Dumnezeu și diavolul care minte. Da, fratele, înainte de a merge mai departe, așa simt eu că au fost câteva semințe, câteva provocări prin voi toți. Să avem o scurtă rugăciune pentru ca lumea care ne va urmări în continuare și care poate auziți mai târziu televizoare sau chiar ne-a urmărit de la început, să aibă o înțelegere a lucrurilor, pentru că sunt lucruri sensibile și care au nevoie de revelație și de înțelegere care le discutăm. Eu aș vrea, înainte de a ne ruga, ai pus o întrebare. Din întrebarea care a fost pusă, eu am înțeles că boala este mai mult o problemă spirituală, fiindcă unii încearcă să o trateze prin terapii alternative. Biblia vine și spune, Dumnezeu zice, eu sunt Dumnezeu care te vindecă. Ne vom uita cum Domnul Iisus a vindecat, ce expresie a folosit. Și ai pus întrebarea, de ce în biserică este nevoie de cunoștință? De ce este nevoie de revelație? De ce e nevoie de cunoaștere? Și de slujire. De slujire. Ioan capitolul 14. Ioan capitolul 14 cu versetul 26. Dar Mângâitorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Duhul Sfânt este cel care ne călăuzește în problema aceasta spirituală, a bolilor, a problemelor care discutăm. Avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt, de ungerea Duhului Sfânt, indiferent de denominație. Aș vrea să ne rugăm pentru aceasta. Okay. Tată, ne închinăm înaintea ta, mărturisim
că tu ești singurul Dumnezeu adevărat și în afară de tine nu a fost, nu este și nici nu va fi un alt Dumnezeu. Așa este. Proclamăm pentru slava și gloria ta, Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veac. Amin. Mulțumim că tu ești Jehova Rafa, Dumnezeu care vindică și în afară de tine, în universul acesta nu este nimeni care să dea viața și nimeni care să aducă vindecarea, decât numai tu ești Jehova Rafa, binecuvântat și lăudat este în numele tău. Te rugăm ca tu să ne deschizi ochii inimii noastre, să ne dai un duh de cunoaștere, nu numai nouă, dar tuturor copiilor tăi, tuturor oamenilor. În mod special mă rog pentru slujitorii altarilor, indiferent de denominație, mă rog, Doamne, pentru slujitorii care citesc Sfintele Scripturi, să le deschizi ochii inimii, să le dai un duh de cunoaștere, ca să poată să cunoască lucrarea pe care ai desfășurat-o prin Hristos Domnul, la cruce. Să cunoască nemărginită mărimea puterii tale prin faptul că l-ai înviat din morți, l-ai înălțat la dreapta ta și i-ai dat numele care este mai presus de orice nume, mai presus de orice boală, mai presus de orice căpetenie, mai presus de orice stăpânire, este numele Domnului Iisus Hristos. Numele Lui, numele Domnului, îl binecuvântăm și numele Domnului înălțăm în seara aceasta. Tată, te lăudăm pe tine, tu ești Jehova Rafa. Mulțumim că ne vei călăuzi Duhul Sfânt în seara aceasta, dar nu numai în seara aceasta, ne vei călăuzi în tot adevărul, astfel încât numele tău să fie slăvit și glorificat. Pentru slava și gloria ta. Amin. 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 Aș vrea să punem pe ecran un tabel care l-am întocmit cu colegii noștri, care sintetizează și care adună într-un fel ce am găsit noi, cât am putut să punem pe un ecran, mai multe forme de medicină alternativă, este scris, de terapie alternativă. Citiți câteva dintre ele, o să revenim la câteva mai pendelete, dar am vrea ca lumea să știe despre ce vorbim în această seară, poate era bine să începem chiar cu acest tabel, despre acupunctură, hipnoză, terapia culorilor, văd acolo piramidologie, radiestezie, reflexologie, homeopatie, practic yoga, farmece, talismane. Toate pot să aibă o limită după care este o influență ocultă, pentru că trebuie să recunoaștem, nu toate terapiile le putem cataloga de la început ca de la ce rău, cu forțele întunericului. Acesta am vrut să spun. Eventual puteți să comentați, o să avem câteva mai în detaliu, dar aceasta vreau să spun. Aș vrea să revenim și noi ca ființe umane, suntem ființe spirituale și ființe fizice, trăim în trup, da? Trăim într-un tărâm spiritual și într-un tărâm fizic. Important că în tărâmul acesta spiritual, Biblia ne spune foarte clar că nu suntem singuri. Aici este Dumnezeu, ființele angelice, îngerii buni, îngerii căzuți. Trebuie să fim foarte conștienți că este o diferență între modul cum vede filozofia, de exemplu, budistă sau taoistă, pe Dumnezeu, relația între Dumnezeu și om. De ce spun lucrul acesta? De exemplu, Dumnezeu este necreat, este atotputernic, pe când, vreau să vă spun, conform Sfintei Scripturi, Satan este un înger căzut. Este limitat în spațiu și în cunoaștere și în putere. Cu alte cuvinte, el nu este atotputernic și nu are autoritate să facă ce vrea. Deci este limitat în timp și în spațiu. E foarte important de știu lucrul acesta. Și atunci, întrebarea se pune, când el are dreptul să opereze în viața unui om? Când poate Satan să opereze în viața unui om? Și atunci dreptul, răspunsul este, dreptul lui Satan să opereze prin duhurile lui, prin agenții lui, în viața unui om, este păcatul. De aceea, dragilor, păcatul, oamenii spun ceva de genul ăsta, păcatul este rău pentru că este interzis de cele 10 porunci. Nu, păcatul a fost nespus de rău înainte de a fi cele 10 porunci. Cele 10 porunci ne conștientizează de pericolul păcatului și de limita, dacă mergem dincolo de aceste limite, ieșim de sub protecția lui Dumnezeu. Acum, când vorbim, de exemplu, de acupunctură, am văzut acolo una din liste, este bazată pe gândirea taoistă. Adică... Avem chiar o planșă cu acupunctura pe care putem să discutăm. Categoric, putem să începem în direcția asta. Da. Da. Deci, acupunctura este bazată pe această filozofie că în corpul nostru sunt cele două forțe, yin și yang, care sunt în dezechilibru și ca vindecare să vină, ele trebuie echilibrate. Cum? Prin aceste ace care se inserează în anumite părți ale trupului, sunt acești centri energetici,
ca forța chi să poată să vină să aducă bunăstarea spirituală și fizică a omului. Se spune că sunt anumite meridiane care străbă corpul nostru energetice. Din punct de vedere științific nu s-au dovedit și nu există așa ceva. Este o înșelăciune, dacă am putea să spunem lucrul acesta. De ce spun lucrul acesta? E foarte important când studiem terapiile alternative să știm că rădăcina, de unde pornesc. Pentru că vrășmașul, Domnul Iisus spune foarte clar despre Domnul Iisus, este tatăl minciunii. Orice minciună, și când vorbește el, vine, este, tot ce vorbește este minciună, că este tatăl minciunii, Ioan 8:44. Da? Și atunci e important să vedem de unde și care e rădăcina care a venit. Acupunctura spune, eu pun astea, mă echilibrez și forța chi vine și mi-aduce acea echilibru. Nicăieri în Sfânta Scriptură, Domnul spune că ne aduce vindecarea, dar nu prin echilibrarea unor forțe, ci prin instaurarea împărăției lui și a sfințeniei lui în viața unui om. Iisus este temelia vindecării. Problema numărul unu este păcatul. La nicio terapie alternativă nu vei vedea și nu veți vedea că se referă la păcat și la soluție. Singura care rezolvă problema păcatului este Hristos. De aceea în Ioan 14:6 spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Singura cale. Filozofia panteistă spune, toate căile duc la Dumnezeu. Pe când Domnul Iisus spune, eu sunt doar singura cale corectă și sigură. Că în alte locuri spune, multe căi se par omului bune, dar după aceea își dă seama că duce la moarte, da? În Eclesiastul, în Proverbe. De aceea e important să vedem rădăcina, cum a apărut. Putem să mergem și la alta, de exemplu, sau... Eventual să mai comentăm aceea, să rămânem la acupunctură puțin, că e poate de cele mai importante. Și ce a spus, ce reține ce a spus fratele David Moza este faptul că terapiile alternative nu se adresează și nu încearcă să înlăture păcatul sau să-l identifice ca sursă a unei boli, ci încearcă să rezolve un echilibru energetic în zona aceasta. Pe lângă creștinii ar trebui să vadă, să identifice în orice formă. Da, ea are legătură cu... apropierea mea de Dumnezeu, cu unde Hristos în toate acestea. O întrebare care trebuie să pună fiecare care într-un fel sau într-altul este pus în situația să apeleze la o terapie alternativă. O să repetăm aceste concluzii, dar e bine să le punctăm pe momentul discuției. E foarte important să punctăm un lucru, pentru că poate cineva dă drumul și se uită și ne urmărește numai abia acum. Ne urmărește numai acum sau și după ce închide, uite pe ăștia la Alfa Omega prezintă New Age-ul. Mă întorc din nou la ce spuneam. În Antichitate, când deschideți Sfintele Scripturi, trebuie să înțelegem că tot ce am văzut în acel tabel exista. Exista sub o formă atunci, că se numea sub o formă altă. Măsura în care Dumnezeu tratează asta în cuvânt trebuie să fie măsura în care noi tratăm asta când dăm oamenilor. Pavel, când se adresează corintenilor, și am în fața mea acest text care e motoul vieții mele, în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 1 zice, că despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și îl răstignit. Noi avem aici un subiect care un subiect numit vindecare. Și se tratează din trei direcții. Uman, și am înțeles că din punct de vedere uman, putem trata vindecarea doar a trupului. Dar există, și chiar și medicii în zilele noastre constată faptul că foarte multe boli sunt provocate de stări emoționale, iar cei de la terapiile alternative sau medicina alternativă, cu un numitor comun, spun clar că bolile sunt de factoră spirituală. Deci punem deoparte puțin medicina științifică și avem de fapt două subiecte care vorbesc din perspectivă spirituală. Demonicul, că nu există, indiferent de denumire pe care dumneavoastră ați afișat acolo, în spate stau spirite, în spate stau influențe. Poți vedea de două categorii. Sunt doar două surse de autoritate. Da, exact, două surse. Cu cât o să avem oameni care, ascultându-ne pe noi sau ascultând emisiunea noastră, vor începe să caute.
Numai simpla citire și căutare acestor lucruri. Spate de ce forță spirituală este în spatele unei terapii. Exact, vorbesc în calitate de credincios. Tu deja ai deschis o ușă. Pentru că te duci pe un tărâm închis încă de cu ce a început fratele, în grădina Eden. Este un tărâm spiritual în care noi nu avem accesul. Este ca și cum, ia să văd cum funcționează ghicitoria. Și în momentul acela am pășit pe un teren străin. De aceea trag un semnal mare de alarmă pentru cei care ne urmăresc să nu înceapă să studieze, pentru că vor avea probleme. Vor avea probleme spirituale. Și asta o spun din experiență personală, care am practicat lucrul acesta, și de fiecare dată când mă apropii doar să citesc, mi se face rău. Și lucrul acesta este menționat în Scriptură. Nu dați prilej. Cuvântul prilej înseamnă topos, înseamnă loc, spațiu. Ochii mei sunt principala sursă de a intra informație, informația lui Dumnezeu, informația lumii sau informația diavolului. De aceea ochii mei să fie ațintiți în cuvânt și să înțeleg că pentru Hristos, din perspectiva lui Dumnezeu, așa cum a spus fratele David, există Ioan 14:6. Iisus Hristos este singura cale. Singura cale. Plecăm de la o teologie de sus și ne explicăm totul. Când cineva îmi vine cu însăși numele, alternativ, este altceva pe lângă. Altceva la care se adaugă la ce spune Scriptura. Că pune să spună, e rău? E altceva. Poate că este... Da, deci, cum de alternativ e rău? Că poate unele lucruri fac bine, uite, s-au rezolvat. Ce să mi se întâmple dacă iau niște ceaiuri pe care au fost ceva incantații făcute în Tibet, cules la moment al anului? Dacă îmi permit, frații, dau un exemplu care mi s-a întâmplat chiar în Germania. Eram cu o cunoștință, pentru că vin din mediul ocult. M-am pocăit din mediul ocult. Și știu că lucrurile astea nu au doar simbolisticile din lumea ocultă, nu sunt doar filozofii. Dumneavoastră ați menționat, nu sunt filozofii. Sunt credințe cu putere, cu influență, da? Adică care au cauză și efect. Și mi-aduc aminte, mergeam într-un târg, am mai spus asta într-o emisiune la dumneavoastră, mergeam într-un târg și era la un moment dat, era o teșghea, un om cu tot felul de statuete, Buddha, cu jad, cu tot felul de pietre interesante, brelocuri, lănțicuri cu pietre. Și fratele care era cu mine era păstor și a zis să iau soției de aici o amintire. I-am zis, imediat m-am oprit și am zis, omule, nu lua, pentru că tot ce vezi aici, ăsta este un altar. Astea sunt obiecte de cult, nu sunt obiecte bijuterii, simple bijuterii, sunt obiecte de cult. Eu sunt liber în Hristos, sunt liber de orice influență, am autoritate și așa mai departe. A spus păstorul, am pornit la drum, am început să ne certe, își luase deja lănțișorul, argumentația noastră s-a dus puțin în ceartă și am zis, uite, în numele Domnului, fă asta pentru mine. Hai să ne întoarcem la acel vânzător și hai să-l întrebăm ce înseamnă pentru el masa aceea. Ce-i pe masă? Ne-am dus înapoi la acel vânzător, am vorbit cu el în engleză și l-am întrebat, pietrele astea au vreo însemnătate sau sunt doar pur și simplu pietre și sunt lucruri care în anumite culturi le folosesc ca obiecte de cult? Nu. Asta elimină energia negativă. Asta, dacă o pui sub pernă, eliberează nu știu ce stare negativă în timpul somnului. Asta te vindecă. Deci tot ce avea pe masă era în conexiune directă cu spiritualul. Și Pavel, de e foarte important, Pavel spune în Corinteni, când vorbește despre cină, și asta pentru mine este Corinteni capitolul 10. 1 Corinteni 10:21. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Vorbea despre o practică în antichitate, un fel de cină care se practica în anumite contexte, în care oamenii beau pentru a primi o binecuvântare, așa cum noi luăm cina și n-ar trebui să o luăm doar ca un ritual, ci e o chestie proclamativă, cu putere, cu semnificație. Da? Pâinea rămâne pâine, vinul rămâne vin, dar acolo este o putere proclamativă legată de legământul Domnului. Și Pavel face această paralelă. Uitați-vă că cei care fac
acest, beau acel pahar și beau spre vindecare sau întărirea unui legământ, mă refer la cei care practicau un anumit templu secret, intrau în părtășie cu dracii, intrau în conexiune. Deci noi trebuie să înțelegem că orice denumire ar fi acolo, ar fi acolo. Orice context care vine ca alternativă la ceea ce Dumnezeu ne lasă foarte clar în Sfintele Scripturi și este scris, vine de la cel rău. Da, interesant. Indiferent cum este îmbrăcat. Da. Doar să rețin o atenționare puternică pe care ne-a făcut-o Domnul prin fratele Fănel. Atenție să nici nu cochetăm măcar cu aceste lucruri. Pentru că cochetarea, curiozitatea la români este molipsitoare. Vrem să vedem cum este, nu strică, nu este, cum zic eu, invaziv. Ce contează că mă duc să văd cum este, pentru că nu mi se întâmplă nimic, sunt al lui Hristos și sunt stăpân pe mine și am autoritate spirituală, dar cochetarea înseamnă deja o ușă deschisă. Și sunt foarte mulți care ne urmăresc, care cu siguranță, într-un fel sau altul, au cochetat și au încercat din neștiință sau din curiozitate. Și pentru ei este și discuția din această, de această seară. Am slujit multe persoane care au apelat la terapii alternative și aș vrea să vă spun că un numitor comun pentru toate persoanele creștine din bisericile noastre care au apelat la terapii alternative este sentimentul de nesiguranță, lipsa de pace, confuzie, necredință. Am întâlnit cazuri în care au expresii de blasfemie la adresa lui Dumnezeu, de tot felul de așa, și astea toate sunt... I-am întrebat clar. Și poate chiar niște boli interesante. A, și în afară, în afară de boli, i-am întrebat foarte clar. Dar aș vrea să ne uităm, în timpul Domnului Iisus Hristos, erau toate lucrurile astea. În seara aceasta noi discutăm despre eliberarea de demoni prin demoni, fiindcă l-au învinuit pe Domnul Iisus că el scoate demonii cu ajutorul lui Belzebul și a zis, dar fiii voștri, cu cine scoate? În lucrare de eliberare, un demon mai mic pleacă ca să fie unul mai mare. Exact. Când nu este lucrarea Duhului Sfânt și nu este darul duhovnicesc, ci darul de cunoștință. Dar Domnul Iisus Hristos, cum a abordat boala? A spus David așa, Domnul Iisus s-a ocupat de problema păcatului. Matei capitolul 9. Matei capitolul 9, i-au adus un slăbănog și în capitolul 9 cu versetul 2 spune și iată i-au adus un slăbănog care deja întrumpat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului, îndrăznește fiule, păcatele îți sunt iertate. Prima dată s-a ocupat de problema păcatului. E o lucrare de slujire și eu cred că și dumneavoastră lucrare de slujire, când slujim oamenilor care sunt bolnavi, prima dată îi aducem ei să mărturisească și să vină sub autoritatea lui Iisus Hristos. Asta e primul lucru. Categoric. Ne ocupăm în lucrare de slujire, de rezolvarea acela păcatului. Acela punctăm de împăcare cu Dumnezeu. Da. Unii oameni, spune în versetul 3, că au început să cărturare, au zis în ei înșiși, omul ăștia se ahurește. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis, pentru ce aveți gândurile în inimile voastre? Versetul 5, ce este mai des, ne-a zice, iertate sunt păcatele, sau a zice, scoală-te și umblă. Și în versetul 6 spune, dar să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, scoală-te, a zis al slăbănogului, ridică spatul și du-te acasă. Deci vindecare divină rezolvă problema păcatului, împăcarea omului cu Dumnezeu, fiindcă boala este o consecință a păcatului. Cum a tratat Domnul Iisus Hristos bolile? Le-a tratat din punct de vedere științific sau le-a tratat din punct de vedere spiritual? Hai să rămânem cu întrebarea asta pe partea a doua emisiune, că da. M-am rugat pentru vindecare. Trebuie să mai trecem în revistă câteva din practici. Avem și întrebări deja mai multe decât am crezut. Da? Pot că e în legătură cu ce a spus fratele, da? Și ce vreți dumneavoastră să continuați. Da. Știți de ce discutăm lucrurile astea și pentru majoritatea credincioșilor care ne urmăresc, că noi n-ar trebui să vorbim lucrurile astea pentru credincioși. Fete Fanel, dă-mi voie să te întreb. În lucrare de slujire am întâlnit tot ce a fost afișat acolo și alte din plus. Deci am întâlnit între credincioși în lucrare de consiliere, de slujire, de ani de zile, tot ce a fost afișat acolo, plus altele care nu sunt apreciate. Ne întrebam cui e adresată emisiunea aceasta, credincioșilor sau necredincioșilor? Nu. De ce tocmai vorbim credincioșilor despre lucrurile acestea? De ce? Pentru că am scos supranaturalul din biserică. L-am scos pe Hristosul supranatural care are toată autoritatea în cer și pe pământ. Acel Hristos care a zis, duceți-vă și vindecați.
Duceți-vă și eliberați pe oameni. Iată semnele care vor răsăți pe cei ce vor crede. Își vor pune mâinile peste bolnavi, bolnavii vor fi vindecați. Dacă vorbea ceva aducător de moarte, nu-i va vătăma, vor scoate dragi. Scoțând lucrurile astea din biserică, și fratele David a punctat foarte clar, în om există foamea după spiritual. Aia a rămas. Nu vorbim de credincios sau necredincios, vorbim de om în general. Este o foame după, pentru că noi suntem ființe spirituale care locuiesc într-un trup. Și foamea după spiritual, dacă tu nu ai în biserică, dacă tu ești învățat în biserică, că Dumnezeu astăzi nu mai vindecă când ne-a dat înțelepciune și a vindecat numai atunci în biserica primară, că oamenii erau mai înculți și le trebuiau minuni. Atunci, spiritualitatea omului este nesatisfăcută și începe să cocheteze. Să caute alternative. Și nu-și dă seama că în modul acesta calcă pe un tărâm al blestemului și al despărțirii de Dumnezeu. Pentru că la urma urmei Dumnezeu poate sta chiar împotrivă. E bine că ați făcut acest lucru. E chiar important. Avem întrebări chiar de la credincioși. Și o să citesc câteva, dar o să mai înșirăm. Vreți să adaugi ceva, frate David? Voiam să completez că în momentul când ți-e foame, risc să mănânci prostii. Da. Deci asta e o realitate. Vreau doar să... Dar este un om ceva care caută supranatural, caută... Vindecarea, dragilor, este o relație cu Dumnezeu. Prin natura faptului că noi suntem ființe create, noi avem nevoie de relație cu Creatorul. Orice ființă umană, în intrinsec, are nevoie de relație cu Creatorul. Dumnezeu. Păcatul este cel care... obturat această relație. De aceea este esențial și doar Hristos. Acum, dacă revenim și mai dăm niște exemple de niște terapii alternative... Da, le dăm imediat, că avem câteva planșe. Da? Vreau ca să ne ajute să discernem de ce este totuși greșit. Pentru că prin exemple, oamenii își dau seama sau crește acest discernământ. De ce? Înțeleg anumite lucruri. Categoric. Dar eu vreau să subliniez, să scot din cele câteva fraze o idee. Într-adevăr, ne apropie de Dumnezeu o terapie. Ar trebui să fie un barometru. Că o să căutăm și alte semne și indicii. Deci e ceva care ne apropie de Dumnezeu și care ne împlinește orice practică și orice tentație de a practica. Ar trebui să fie o întrebare, un test pentru fiecare care Categoric. Începe să... Diavolul de la început a vrut să ne facă dependenți, dar nu de Dumnezeu. De tehnici, de oameni, de orice altceva decât de Dumnezeu nu. Deci asta e o tehnică veche. Da. Mulțumim pentru foarte multe întrebări. Sunt și extrem de multe întrebări și cereri de rugăciune, dar una dintre ele, de exemplu, o soră, Olguța, ne spune: bună seara, urmăresc chiar acum emisiunea Calea Adevărului și Viața în direct. Mi se pare îngrijorător că anumite lucruri au invadat bisericile evanghelice și dă un exemplu, uleiuri esențiale și e vorba de aromoterapie și alte lucruri care sunt, dar dacă ar fi numai aceasta, cineva ne întreabă chiar de anumite aparate pentru identificare acupunctură, am vorbit puțin despre asta, poate revenim puțin. Cineva ne întreabă dacă iridologia sau biorezonanța, ne întreabă despre iridologie, cineva cu nume de Anghel din Cluj, e o metodă de diagnosticare. Acum am putea să nuanțăm aceste lucruri. Sunt anumite metode, cum e pendulul radiestezic, care localizează diagnostică, sau iridologia, care localizează o boală. E și aceasta un pericol de a păși în tărâmul ocultului? Sunt anumite boli, anumite practici care doar localizează și poate după aceea urmează o terapie obișnuită sau o medicină obișnuită. Nu știu dacă am putea să... Astea sunt practici vechi de diagnosticare. De exemplu, a citi irisul. Se spune această încredințare că de acolo știi care parte din trup este bolnav. Organ din trup. Ceea ce nu este dovedit științific. Deci clar în direcția asta, nu este nicio corelație în direcția aceasta. După aceea este biorezonanța sau radiestezia. Chiar Gabi din Oradea vă întreabă. Da? De exemplu, biorezonanța. Deci cineva care, noi putem să spunem acum, cineva care are înzestrări spirituale, știe sau poate să citească aura. Aceasta este o terminologie New Age sau reînviată, adică fiind ființe spirituale, corpul energetic, înseamnă că noi avem o energie în jurul nostru. Și pe baza unei au darul acesta de a vedea prin mâini sau își dă seama unde este energia dată peste cap sau nu-i corespunzătoare, sau mai nou sunt aparate sofisticate, care tot o înșelăciune este, pentru că această aură nu este din punct de vedere real, dovedit. Acum, de exemplu, radiestezia. Cum funcționează? Este așa zisa bancă universală de date.
Eu merg, știți că creierul nostru funcționează pe 4 paliere de frecvență, beta este activ, alfa este semi-hipnotic, conștientizez că am o nevoie de o întrebare, intru în starea semi-hipnotică, lansez această întrebare, mă conectez cu banca de date a Universului, primesc informația, revin apoi în starea conștientă și o interpretez. Întrebarea este în felul următor, încă o dată, revin. Sunt două căi de cunoaștere în lumea spirituală. De la Dumnezeu, prin Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt, sau lumea satanică, cu toată împărăția lui. Da. De aceea... Cineva, să mergem mai departe, mai avem câteva tabele de prezentat, câteva din tabelul acela lung le-am și exemplificat. Ne întreabă cineva numele de Viorica despre homeopatie. E corect să apelăm la homeopatie? Aș putea să spun niște principii? Da. De exemplu, este atingerea cuantică sau atingerea terapeutică. Oameni care sunt au înzestrări și pun mâinile peste bolnavi, aliniază oasele rupte, aliniază vertebrele, organele deplasante. Deci, noi să nu fim așa de entuziasmați de lucrurile astea. Este o singură... Eu le îndrum pe toți oamenii. N-accepta să-și pui nimeni mâinile peste tine. Doar un singur nume este în Marcu 16, Marcu 16, cu versetul 18. Își vor pune mâinile peste bolnavi. Iată semnele care vor suti pe cei ce vor crede. În numele meu spune. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavi se vor însănătoșa. Niciun fel de altă atingere, niciun fel de altă invocare, niciun fel de alt duh, niciun fel de altă energie, niciun fel de nimic, decât numai numele lui Iisus. Simplu, așa... popular. Este exact ca la un computer, ca computerul să funcționeze, nu îl încarci cu o multitudine de virus ca să funcționeze antivirusul. Pui un antivirus bun și îți respinge virusii în mod automat. Spun că vin din contextul acesta, unde am practicat lucrul acesta și repet, nu m-a învățat nimeni. Relația cu Dumnezeu, o relație autentică bazată pe Sfintele Scripturi și întotdeauna mi-aduc aminte de cei care mi l-au prezentat pe Hristos și care s-au rugat pentru mine și unde am fost vindecat și de inimă, mi-au pus baza. Unde este scris? Întotdeauna. Unde este scris? Întoarce-te la Scripturi, întotdeauna când mi-au zis unde este scris. Și asta vreau să îndrum pe credincioșii, în mod special, care cochetează sau sunt... să se oprească la timp, pentru că vindecarea sau binefacerea pe care ei o primesc este doar o iluzie. Diavolul, dacă vindecă într-un loc, îți ia din alt loc însutit. Și dau un exemplu că am trăit în contextul acela, la bunicii mei. Era un vraci foarte cunoscut pe perimetrul unor județe. Părinții mei au fost acolo, la vraciul respectiv. Și ca copil ortodox, dintr-o familie de ortodoxi, fără multă Biblie, eram șocat cum omul acesta face multe, multe minuni. Deci minuni de minuni. Am văzut cu ochii mei pe vecina mea, avea un picior de 3 ori umflat, s-a dus la medic să-i amputeze, era și diabetică. Era un fel de furung așa și chiar părinții mei au îndrumat-o pe femeia aceasta, hai de la vraci că de ce să stai piciorul? Și le-a zis, ăla-i gura lupului și trebuie să-i dai să mănânce. Și fiecare seară punea piept de pui în sânge pe rană, a fost vindecat așa. Dar nimeni nu spune ce s-a întâmplat cu toată familia, a fost decimată și... casa lui e acum pustie și mâncată de mărăcini. Și mă întorc la faptul că eram copil mic și mă uitam și nu înțelegeam de ce toți copiii acestui vraci sunt handicapați și nebuni. Și el vindecă pe toți. Și am zis, cum să ai așa putere și familia ta să sufere? De aceea, când ne uităm în cuvânt, Dumnezeu are o singură cerință. Exact ce a spus fratele. Să ascultăm și să trăim în ascultare. Asta e cerința lui și vindecarea lui nu are nicio consecință. Avem câteva tabele, în afară de cel sintetic, unde, de exemplu, acupunctura am și prezentat-o deja, reflexologia strict legată de acupunctură, dacă poate fi afișată. Multă lume practică reflexologia și mulți
Ce le spuneți, frate David, celor care vi la consilier? E greșit sau nu? Se bazează tot pe aceleași linii energetice și pe o reașezare echilibrii energetică a corpului uman prin masaje pe talpa piciorului, unde se găsesc reflexii ale... Primul rând trebuie să clarificăm lucrurile. Reflexoterapia nu este masaj. Masajul care știm e clasic, este bun, ne ajută practicat în categoric, spitale sau cabinete. Reflexoterapia este această încredințare că aceste meridiane are punctul de inflexiune în talpa piciorului, care are conexiuni cu toate organele din trupul nostru. Să mai punem tabelul din când. Nicăieri, științific, organele noastre nu are conexiuni cu talpa, are cu creierul. Deci este o încredințare că energia este în tălp și atunci aceasta trebuie deblocată din nou, yin și yang, pe filozofia taoistă, concepția yin și yang, ca forța chi, forța vitală, care nimeni nu poate explica. Este o forță. Nimeni nu explică. Noi știm cine e forța, creștinii știm că nu este altă forță decât lumea demonică. Poți să-i spui oricum, dar asta este. Cum spuneați, sunt două surse de putere. Categorii, surse de putere. Dar trebuie să fim conștienți că Fanel dădea exemple din lumea ocultă. Da? Vrăjmașul are putere, dar e limitată. Și are putere, dar nu poate mântui. Nu poate aduce vindecare reală. De multe ori vindecă, nu multe ori, totdeauna vrăjmașul când vindecă dă o vindecare falsă, împiedică adevărata vindecare a lui Dumnezeu în viața unui om. Și e un preț care poate nu-l anticipăm atunci și îl vedem după aia. Exact cum ai apelat la ceva de genul ăsta, de exemplu, în Afganistan. Trupele NATO vrea să elibereze. Exact cum ar merge un soldat din trupele NATO și ar spune unui taliban, vino și hai ajută-mă să vă eliberez sau să eliberez țara. Deci exact cum ai cere ajutorul, exact vrăjmașului. Exact asta se întâmplă în lumea spirituală, în care un om se supune sau se încredințează unui terapeut. Încă o dată, vreau să spun aici că terapeutul nu vrea să facă rău, el vrea bine. Deci el vrea să ajute, să aducă bunăstare și așa mai departe. Poate care invocă Dumnezeirea. Da, dar calea, sursa de unde vine este poluată. Că mulți se întreabă, păi, dar e de mii de ani. Nu contează, o apă nu este validă dacă este veche. Important e ce impurități are în ea. Că dacă sursa sau rădăcina este inspirată din lumea demonică, că Biblia ne spune foarte clar, este înțelepciune pământească, firească și drăcească. Și atunci tehnicile acestea care sunt de inspirație drăcească, am întâlnit și eu în lucrare, păi acum nu putem să sfințim lucrurile acelea, pozițiile sau ce facem și ne rugăm. Orice tehnică inspirată din vrăjmașul este legată de duhurile care le-au inspirat. Te supui sub acea autoritate. Întrebarea este când îți pui trupul la o anumită practică, la un anumit practician care caută echilibrarea ta energetică, întrebarea este cine e în spatele acestei autorități? Este Hristos? O întrebare care pe parcursul emisiunii o punem din nou și din nou, sub diverse forme. Hai să mai, totuși, e o întrebare mai special legată de homeopatie. Cineva din Oradea vă întreabă din nou. Într-un articol pe care l-am listat, se spune că practic jumătate din populația României, aproximativ, practică homeopatie sau altă medicină alternativă. Cam jumătate din populație. Este destul de mult. 9-10 milioane de lei. Hai să vedem homeopatia, care e destul de folosită și, cum a spus, sunt foarte mulți slujitori care, cu sinceritate, o practică, terapeuți. Da, spuneți câteva cuvinte despre homeopatie. Am listat acolo câteva lucruri. Da. Mulți, când spun de homeopatie, vorbesc despre efectul placebo, care funcționează încercând să explice sau influențe oculte. Mulți explică una sau alta, o influență supranaturală sau efectul placebo de autosugestie. Când studiem și analizăm aceste terapii, poate fi nedescoperit încă științific motivația, ce funcționează, sau efectul placebo, sau forța vitală. Invocarea forței vitale. Și asta trebuie să ne dea de gândit. Care este această forță? Da? Singura cale este Hristos din nou. Revin la homeopatie. Samuel Hahnemann a fost mentorul sau fondatorul acestei practici. În 1800 a fost și la Sibiu, la Bruckenthal, a fost bibliotecar o perioadă. El a fost mason, a fost inspirat din, hinduism, yin-yang și așa mai departe, și care este filozofia sau care este încredințarea la homeopatie. Sunt trei principii de bază. 1. Este cui pe cui se scoate, adică folosesc o substanță care de fapt provoacă boala ca să o anihilez. Al doilea este diluția,
Adică o substanță este cu atât mai bună și aduce vindecare cu cât este mai diluată. Și a treia este potențarea. Ce înseamnă asta? În timp ce fac diluția, da? Hai să vă dau o rețetă, de exemplu, nu spun medicamentul, dar e foarte cunoscut, este pe loc de, pe post de paracetamol în farmacii, da? Homeopat, se ia din ficat din rață, da? Din rață și 35 de grame de ficat de rață, 15 grame din ficat de din inimă de rață, se pune la macerat, de acolo se ia o picătură, se pune în câteva zeci de litri, se potențează, adică se scutură spre răsărit și aici apare elementul putere, ce le face să funcționeze, această potențare. Adică se încarcă energetic. Și acea, din acea diluție se ia din nou o picătură, se pune în alta, care iară se diluează, iară se potențează, până de fapt substanța activă nu mai există. Este un premiu a farmaciștilor din Italia. Dacă cineva poate să găsească 50.000 de euro, cineva, dacă poate găsi substanța activă dintr-un medicament homeopat. De exemplu, dacă am avea 5 fiole de medicament homeopat și am luat etichetele jos pe ele și le-am spune, ok, te rog, descopere care medicamente fiecare. Inițială. Nu există. Atât de diluată este încât nu se poate identifica. Și chiar este un, sunt pe internet, dacă se dă, cât de etică este homeopatia. Deci, cu alte cuvinte, nu vinde nimic. Dar întrebarea se pune din nou. Funcționează. Ce le face să funcționeze? Și atunci revenim. Forța încărcată prin potențare. Energia din ele. Acea energie care lucrează. Și atunci oamenii se gândesc, dar ce rău face? Că sunt naturale, nu sunt chimice și așa mai departe. Vreau să și spun multor frați când mă întreabă lucrul ăsta, te rog, studiază, faceți un studiu sociologic pe oamenii care au fost la terapiile acestei alternative, dar nu imediat. În timp. Ci după 4-5 ani. Pentru că una din caracteristicile care trebuie aprecia vrăjmașului este care răbdare. Și te așteaptă la colț. Când ți-i lumea e mai dragă, atunci apasă pe butoane. Deja are un drept legal prin faptul că ai cochetat și ai dat ușa deschisă. Vă dați seama că, de exemplu, reflexoterapia, acupunctura și toate celelalte sunt deasupra trupului. Homeopatia le introduci în trup. Deci această forță vitală, de fapt, care este, intră în toată ființa noastră. Am așa o întrebare foarte scurtă, fratele Ilie. Ați citat, toți trei ați referit la iadă semne care vor să pe cei ce vor crede. Unul din semne era, dacă veți bea ceva de moarte, nu vă vătăma. O să spună cei care ne urmează, păi chiar dacă am consumat nu, eu și am luat o pastilă sau un medicament, era homeopat. Nu mă deranjează, eu sunt creștin, eu sunt imun la orice cea mai dură o travă, după cum spune versetul din Biblie. În fond, la ce mă expun? Eu aș vrea să completez pe timpul David. Sunt mai mult de 20 de ani de când la noi, în România, au invadat terapiile alternative în mod așa firav. Da, avem și noi clasicile noastre, cum a spus Vraciu, cum a spus fratele Bănel, și poate mai întreb și alte întrebări autohtone. Da, aș vrea să vă spun că am slujit persoanelor care au practicat asta 5 ani în urmă, 10 ani în urmă și au venit la slujire. Deci, începând de la, am spus, depresie, schizofrenie, cauzele inițiale au fost implicarea în terapii alternative. Nu mai zic necredință, așa. Diavolul e atărit în tot felul de păcate și în tot felul de vicii și în tot felul de, prin toate tărâmurile posibile. Am întâlnit oameni care au fost chirodiți. O doamnă din Brașov, Fănel, a venit toată la o întâlnire. Era gârbă la 45 de, la 90 de grade, amplecată, mâinile și picioarele răsucite și a venit la o întâlnire de slujire. Avea însoțător, nu putea să călătorească singur și toată slujirea a durat 3 minute, 5 minute maxim. Am întrebat-o direct. Așa că ai fost la yoga? Deci, am fost de două ori de curiozitate, dar eu nu cred în yoga. Și așa că de când ai fost la yoga, poți fizic niște lanturi pe spate care te apleacă? Zice, da, dar de unde știi? Asta este consecința. Și am spus, Domnul Iisus Hristos, când a vorbit femeii grăbe, mi-a spus, femeie, ești dezegată din neputința ta și am rostit peste ea.
versetul acesta. Și în momentul acela când am vestit cuvântul, fiindcă este scris, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobozi, femeia aceasta a simțit cum fizic lanturile au căzut și ea nu se putea ridica singură. La o fracțiune secunde s-a ridicat de pe pătoriu. I-am încăpat cu un alt pastor pentecostal împreună și cu soția și femeia respectivă a venit la slujire cu însoțitori și a plecat fără însoțitori. Și în decurs de două zile, mâinile și picioarele ei care au fost torsionate au revenit la poziția aproape normală și spatele ei. Ce am vrut să spun? Implicarea sau apelarea la terapie alternative mai devreme sau mai târziu. Diavolul costă. Nu se lasă. Este un preț. Este un preț. Vreau să spun așa. El nu este creatorul. El niciodată n-a fost creatorul și n-a făcut lucruri bune. El este mincinosul, este uzurpatorul, el aduce moarte. Viața este numai Dumnezeu. Am o întrebare deja pe ecran. Gata. Și în regie sunt mai multe întrebări. Ce să facem dacă am cochetat cu terapia? Cineva probabil își dă seama că a intrat în această zonă și o să ne rugăm peste câteva minute pentru eliberare, pentru dezlegare, pentru că aceasta este soluția, dar mai vrem să trecem foarte repede. Cred că mai avem poate o planșă cu hipnoza sau cu yoga, dacă am putea să le punem pe ecran. Și întrebarea mea este, da, hipnoza, de exemplu, e o stare de transă. Ce ne se poate întâmpla în timpul unei hipnoze? Că sunt foarte multe vindecări și soluții și investigații care se bazează pe hipnoză. În fond spiritual, ce îi se poate întâmpla unui individ care acceptă să fie obiectul unui tratament pe bază de hipnoză? Nu știu dacă ați putea să-mi spuneți. Cam ce pericole? Același lucru aș putea să spunem. Hipnoza nu merge de la sine. Deci tu, ca pacient, îți dai controlul voit terapeutului. În momentul când tu îți dai în mod voit conștiința sau mintea ta, ți-o pui, sufletul tău ți-l pui sub autoritate, să-l încredințezi de fapt, actul de încredere, de încredințare este un act de supunere. Un act de supunere înseamnă că tu te supui unei autorități spirituale din spatele acelui practicant. Și atunci revin apoi la aceeași întrebare. Cine este în spatele acelui practicant? Este Hristos sau nu? Toată Sfânta Scriptură ne spune foarte clar. Noi și Dumnezeu vrea să ne păzească întregi. Mintea noastră, emoțiile noastre și toată ființa noastră. Chiar din contră, aici apare diferența majoră între creștinism sau Sfânta Scriptură. Ne spune să ne umplem mintea și inima cu cuvintele Dumnezeu, cu adevărul și să medităm. Pe când, în New Age, meditația spune golește-te. Golește-ți mintea sau așa mai departe. Acest pasivitatea pe lângă păcat este o cale de intruziune a vrăjmașului. Pasivitatea, pe lângă păcat, este încă o cale prin care vrăjmașul poate intra în viața unui om. Am avut o experiență și asta nu ține de hipnoză, ci ține de momentul când mergi la operație și ai parte de adormire. Fiica mea cea mai mare a avut o operație la Cluj. Prima dată am uitat să ne rugăm pentru ea ca Dumnezeu să-i protejeze în timp ce ea este adormită și inconștientă. Și când s-a trezit de acolo, două sau trei zile a fost foarte agitată. Am înțeles lecția, ne-am rugat. A doua oară am mai avut, trebuia să mai intervină, operația n-a ieșit de prima dată. Și ne-am rugat. Vreau să spun fetița noastră când a ieșit de acolo, a ieșit cântând. Și ne-a dat seama cât de important este că în momentul, chiar când mergem la o operație clasică, noi să ne încredințăm inconștientul nostru sau ființa noastră spirituală, ființa noastră în mâinile lui Dumnezeu. Chiar când mă duc la medic, Doamne, Tu ești vindecătorul, dar categoria Dumnezeu se folosește printr-un medic. Dar Iisus sau Dumnezeu este vindecătorul. E foarte important. E bine că dați sfaturi, teste cu care să verificăm o anumită practică alternativă. Am și deja ceva întrebări pentru dumneavoastră. Am primit deja întrebări. Mai avem planța yoga înainte de a da întrebările. Sigur că yoga ar putea să fie subiectul unei emisiuni întregi, dar mulți caută o stare de sănătate, de împlinire, de echilibru folosind tehnici yoga. Unii zic că este un sport, alții zic că este o stare de meditație a minții, alții că este o formă de a ne menține echilibru și sănătatea, dar poate vorbim cu altă ocazie despre yoga. Deci yoga este bazată sau se trage din hinduism. Concepția de bază în hinduism este că sufletul este veșnic și sunt aceste cicluri de reîncarnări. Și legea karmei și dorința sau scopul este ca la un moment dat să iasă din acest ciclu de reîncarnare.
Cum eu ajung, sau practicantul yoga, ca să scape cât mai repede de aceste ciclu sau să ajung la divinitate, este prin aceste tehnici de respirație, poziții, da? Sunt definite poziții în care se stă, care de fapt sunt poziții spirituale. De multe ori spun oameni, dar eu le fac asta ca să se sport. Orice poziție din yoga are conotație spirituală în lumea spirituală. Așa cum fac creștinii semnul crucii, așa este poziția din yoga, care este o postură spirituală în lumea spirituală, care dă acces vrăjmașului să poată să-și pună agenții lui acolo. Am trei întrebări foarte scurte legate una de alta. Cineva ne întreabă numele de Elisabeta din Timișoara. Patul cu piatră de jad încălzită este păcat? Ați pomenit ceva despre asta? Terapia Baun, eu sincer n-am auzit de ea, ce este cu această terapie, întreabă cineva din Bistrița. Altă întrebare, ați pomenit puțin de șarpe. Șarpele, ce simbolizează, care îl vedem la fiecare farmacie și cu reflexoterapie legată de reflexii nervoase? Iisus zice, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi. Învățătura lui Hristos despre demonologie, când Iisus ne învață cum acționează și cum ajunge ca o persoană să fie legată de puteri demonice, dă acel exemplu cu casa curățită. Duhul care pleacă se duce într-un loc și se întoarce. Nu intru în detaliu, ci mă leg doar de un aspect. Întotdeauna diavolul va căuta ușa. Va căuta ușa de acces și vorbesc specific credincioșilor. Da? Pentru că întreabă cineva și dacă persoana respectivă e credincioasă, patul deja e păcat. Diavolul întotdeauna va căuta ușa, acces, permisiunea. Și când spun lucrul acesta, am în mintea mea exemplu... Permisiunea ca să intre în viața individului, să aibă un cap de post și un drept legal, exact, după aceea să-ți facă. Exact. La unii, capul de post sau permisiunea sau accesul este pornografia sau imoralitatea. Trebuie să ne uităm în Vechiul Testament, când Hristos nu murise pe cruce, nu exista autoritatea în numele lui Iisus, Satan nu-l atacă pe Iov în mod direct. Satan cere permisiunea sau se folosește de o ușă, de o fisură din viața lui Iov. Și nu intrăm în detaliu pentru că sunt păreri împărțite în ce privește Iov, dar Iov trage o concluzie. Urechea mea auzise despre tine, ceea ce înseamnă o experiență în afara, o experiență superficială, dar acum ochiul meu te-a văzut. O experiență personală, diferența. Când spun că diavolul caută uși, mă gândesc la întâmplarea, așa, în fața ochilor, număr 24 și 25, întâmplarea lui Balaam și Balac. E exemplu tipic de strategie demonică în care diavolul caută acces în viața noastră. Balaam, plătit ca să se ducă să blesteme poporul Israel, încearcă și zice, nu se poate, de ce? Exact ce zicea fratele la început, pentru că poporul era în ascultare de Dumnezeu. Și atunci, urmează în capitolul 25, în versetul 1 și 2, spune, Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Deci, dintr-o dată, poporul care nu putea fi atins, poporul lui Dumnezeu care nu putea fi blestemat de cel mai mare vrăjitor, exact, iată că dintr-o dată, așa, fără explicație, începe să dea la curvie cu fetele. Cum ajunge? Ele au poftit poporul la jertfele Dumnezeului lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea Dumnezeului lor. Israel s-a alipit de Baal Peor și Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Israel. Și iată cum a pierdut binecuvântarea și iată cum, că zice, s-a alipit de Baal. Pentru cei care nu știu cum arată Baal, e acela care îl vedeți cu coarne, ilustrat ca Lucifer sau Satana. Așa arăta Baal. Un bărbat cu cap de bou, cu coarne. Da? Unul dintre idolii cei mai puternici din antichitate. Dacă rămânem aici, totul pare așa o poveste din Vechiul Testament. Dar în Apocalipsa, în biserica din Pergam, mă întorc de acolo unde am plecat, Iisus explică, de fapt, ce se întâmplă. Cum a ajuns să se alipească de Baal? Cum a ajuns să păcătuiască? Prin faptul că s-au atins de ceea ce nu trebuia să se atingă. A intrat în părte... Exact ce zicea Pavel. Nu vreau să fiți în părtășie cu dracii. Cum? Bând din acel vin. Intri în părtășie cu altarul.
Dacă preotul intra în părtășie cu altarul, la fel intri și tu. Sunt lucrurile care vin ca alternativă, ca a doua sau a treia sau a cincea sau a douăzecea cale și nu unica cale, care este Hristos, chiar dacă este și un ceai, chiar dacă este... Vedeți, aici trebuie să... Ziceți o vorbă despre ceaiuri, pentru că mulți beau ceaiuri care au anumite proprietăți miraculoase, care sunt culese... Mie îmi place ceaiul acum, de o diversitate foarte mare. Ceaiurile de plante sunt foarte căutate. Ideea este, întotdeauna, ce este mult strică. Zahărul nu este păcătos. Nu poți să zici că... Unii spun, da, domnule, care e ur sau e trecut printr-un proces de fabricație în care... Mă rog, a căpătat o natură negativă și așa mai departe. Nu, orice lucru, și o ciocolată, eu o mănânc cu îngăduință și carne de porc, o mănânc cu îngăduință că nu mă afectează. Dar în momentul când o mănânci mai mult decât trebuie, orice care depășește limita, orice devine o problemă. Așa subliniez și chestia cu ceaiurile și nu numai cu ceaiul, cu chestia naturistă. Domnule, e sănătos pentru trup să mănânc salată multă și așa mai departe și carne mai puțin sau chiar deloc. Și asta o întâlnim deja în lumea evanghelică, nu numai în Biserica Adventistă. Frații mei, dar Scriptura spune foarte clar și Pavel, mânat de Duhul Sfânt, spune că asta este învățătura dracilor. O numește când deja ți se interzice ceea ce Dumnezeu a curățit prin revelație, prin consiliul de la din Faptele Apostolilor, unde spune clar, lăsați neamurile, dacă ești evreu, da. Deci dacă ești evreu, născut în familie evrească, pentru tine este valabil și astăzi. Să nu mănânci carne de porc, dacă ai această îngăduință, crezi în Hristos ca Mesia, dar noi, neamurile, avem această îngăduință dată de acel Consiliu Apostolic. Când intrăm cu anumite interdicții, când intrăm cu anumite lucruri pe care Scriptura le clarifică, intrăm în lumea demonicului, indiferent. Vedeți, cu cât antivirusul instalat în mine, și anume Sfânta Scriptură, cu cât adevărul mi este mai clar, ceea ce spune cuvântul, cu atât lucrurile care vor veni ca alternativă la ceea ce Dumnezeu a oferit prin jertfa lui Hristos la cruce, automat vor fi respinse. Mi-am notat aici să sintetizez lucrurile pe care le-ați discutat până acum vis-a-vis de medicina tradițională, convențională și cea alternativă. Ați spus, da, terapia alternativă se au de-a face cu nivelul energetic și cu partea energetică, pe când convențională, ca medicină, partea materială practică. Alternativa tratează individul ca întreg și, din păcate, medicina convențională doar boala. Fizică. Boala fizică, da. În terapia alternativă este destul de importantă abilitatea terapeutului și implicarea lui personală. Din păcate, dincolo, implicarea medicului sau este mai mică și mai redusă și doar accentul pe procedura medicală și pe medicația propriu-zisă, dar în terapia alternativă se vorbește mult holistic, corp, minte, suflet, iar în medicina convențională corpul este ținta unică, vindecarea lui, dar nu e nevoie de dovești științifice în terapiile alternative, pe când medicina tradițională se bazează pe știință. Într-adevăr, relația cu individ, cu terapeutul este importantă și acest lucru poate să fie o deviere masivă, importantă de la relația noastră cu Dumnezeu în fond. Și acest lucru poate să fie chiar o cale de acces. Am încercat să sintetizez aceste lucruri. Pentru că vrem să ne apropiem de... Mai vreți să adaugă ceva, frate David? Aș vrea să răspund la două întrebări. Da. Era o întrebare cum este cu sau uleiurile esențiale. Da, a fost mai înainte. Dacă este problemă sau nu. Deci, ceaiurile sau tot ce Dumnezeu a dat, plantele, flori, așa mai departe, este creat de Dumnezeu și este bun. Important proporția. E foarte important, dar cumpătarea. Cumpătarea, da. Ca să nu abuzăm fizic. Și vitaminele sunt bune, dar dacă luăm prea multe, ne abuzăm trupul fizic. Unde apare problema? La viziunea panteistă. Dacă terapeutul sau cel care ia aceste uleiuri sau le-a conceput rețetele și așa mai departe, are această viziune că în fiecare plantă este viață, este energie, este Dumnezeu acolo și eu îl iau de acolo ca să-mi primesc energie și forță, deja este aici păcatul. Și e foarte important filozofia. De ce face sau care este motivația din spate? A doua întrebare care vreau să răspund este dacă, de exemplu, vom bea ceva de moarte, nu o să fim afectați.
sau dacă vom mânca ceva și noi avem rugăciuni de binecuvântare a mâncării, a ce mâncăm, și, alimentelor. Și Biblia ne spune și categoric. Spune și acea... Care este diferența și de ce nu este, nu, se, nu le putem încadra în aceeași categorie? Când luăm masa sau alimentele, sunt date de Dumnezeu, create de Dumnezeu. Pe parcursul procesului până ajung alimentele în fața noastră, pot să fie pângărite, spiritual sau așa mai departe. Potențate, potențate așa mai departe. Da. Care, prin rugăciune, Dumnezeu le eliberează sau le binecuvintează. Deci e important să binecuvântăm masa, să nu întotdeauna luăm un lucru formal. Inclusiv medicamentele când le luăm convenționale. E important să le binecuvântăm și să le cerem Domnului Iisus să ia efectele negative de peste ele. Știți că fiecare medicament are partea bună, dar sunt lucruri care secundare. E important să ne rugăm direcția. Acum, de ce Dumnezeu nu binecuvintează aceste tehnici sau practici alternative? De ce? Pentru că sunt de inspirație demonică. Și Dumnezeu nu poate inspira ce nu vine de, adică să binecuvinteze ce nu vine de la El. Da? Binecuvintează, curățește, eliberează ce a fost pângărit pe tot parcursul, dar nu ce a fost inițiat de Satan sau de ființă. Înainte de a ne ruga, aș vrea să mai fac o remarcă. Aș vrea să continui ce a spus David. Domnul Iisus Hristos, când era pe pământ, El a vindecat toate bolile scoțând demoni afară. În Fapte 10 cu 38, am mai multe pasaje, dar nu este timp să le citim, în Fapte 10 cu 38, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe tot cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Femeia grâbovă a spus, ești dezlegată și Domnul Iisus spune, femeia așa a fost legată de Satana 18 ani. El a dezlegat-o. Matei 12:22. I-au adus un îndrăcit orb și mut. Iisus l-a tămăduit după ce mutul vorbea și vedea. Deci aici era un îndrăcit orb și mut. Noi putem spune glaucom, putem spune cataractă, putem spune nervi auditivi așa, putem spune orice din punct de vedere medical. Dar din punctul de vedere al Domnului Iisus Hristos și al Duhului Sfânt, era un îndrăcit, mut și orb. A fost scos demonul și el a fost vindecat. De ce este important să știm aceasta? Boala și moartea nu este, n-a venit în lume decât prin păcat și diavolul a cauzat moartea și boala. El nu luptă împotriva lui. Numai Duhul Sfânt, numai Dumnezeu este Jehova Rafa și numai Dumnezeu aduce vindecarea. Să știm toți și să fie clar odată pentru totdeauna. Diavolul nu vindecă, fiindcă el nu este viața, nu este dătătorul vieții. Singurul care este dătătorul vieții este Dumnezeu. Și singurul care vindecă nu este alternativă. Vindecă fără consecințe. Asta da, e fără, da, și vindecă și trup, și suflet și duh, holistic. Și binecuvântarea nu e urmată de niciun rău, ne spune Scriptura. Este Dumnezeu. Nu este altă alternativă. Chiar dacă oamenii vor cobori foc din cer, vor învia morții, n-am discutat în seara aceasta despre operația sub hipnoză. Intre cu mâinile în organismul uman fără nimic absolut, nici nu curge sânge și scoate mădularul și totul este psihic. Sunt oameni care ne urmăresc, care din știință sau din neștiință au intrat într-o formă de ocult sau au depășit un anumit prag. Sau sunt chiar terapeuți care și-au dat seama sau nu și-au dat seama că pot la un anumit moment să opereze sub folosind forțe oculte. Poate unii nu conștientizează, poate unii conștientizează. Ce sfat le dați sau ce soluții au aceștia în ideea că să ne pregătim pentru rugăciune și pentru ei? Ați întâlnit și oameni care poate n-au știut, cei mai mulți n-au știut și din curiozitate au intrat într-o zonă, au deschis o ușă. Aș da un mic exemplu din copilăria mea, mă rog, adolescență. Practicam de ceva ani arte marțiale, un stil mai dur și mai violent. Și obișnuiam ca înainte de începerea antrenamentului să facem salutul obișnuit în, mă rog, se făcea în japoneză. Stăteam într-o anumită poziție și la sfârșit salutam prin binecunoscutul cuvânt os, care, mă rog, într-o traducere ar însemna că lupți cu perseverență până la moarte sau ceva de genul. Și
antrenamentele se făceau într-un club militar, de parașutiști. Deci nu era ceva religios sau undeva într-o școală. Mie mi s-a părut foarte serios clubul și așa mai departe. Și la un dat antrenorul zice, ok, ca să ne fie mai ușor, am tradus salutul și îl vom spune de acum în română. Eram de ceva timp deja, practicam, înaintam, îmi plăcea și vorbesc că eram ortodox, eram necunoscător de scripturi. Dacă cineva îmi spunea cuvântul pocăit, habar n-aveam ce însemna, pentru mine era credința mea și secte, atât, nu exista altceva. Și cu cunoștința care am avut-o, stând acolo, la un dat salutul acela tradus în română se încheie așa. Mă închin lui Buddha, de la care primesc energie ca să-i zbândesc și să duc la bun sfârșit acest sport. Și atunci ați înțeles pentru prima dată ce ați spus? Deci am rămas blocat și pentru prima oară am înțeles că, de fapt, eu eram într-o religie și nu într-un sport. A spus de yoga. Și știu că sunt mulți credincioși care consideră și arte marțiale un sport, o gimnastică. Nu, este un sport inspirat. Eu știu, tot timpul ni se spunea povestea acelui maestru care născuse stilul nostru prin inspirație. Și nu există decât Dumnezeu și diavolul care inspiră și dă descoperiri. Atunci am înțeles de unde aveam anumite forțe care nici astăzi nu mi-e explic, deci doar printr-o concentrare anume spărgei, cărămizi și așa mai departe. Iar că ziua aceea a fost ultima zi când am mai mers la arte marțiale. Clar au fost repercursiuni în viața mea, clar că în momentul pocăinței mele ar trebui să mă dezic, să mărturisesc și să mă dezleg de lucrurile acestea. Deci, practic, te pocăiești, mărturisești, dacă ești credincios, caută un om spiritual cu maturitate, cu înțelegere, această direcție, să se roage pentru tine, să mărturisești înaintea lui și el împreună cu tine să poruncească ca orice duh atașat. Pentru că în momentul un anumit activități sau da, chiar terapii de care vorbim în această exact, seară. Orice duh care s-a atașat prin anumite practici, să-i se poruncească acum, să plece. Exact cum a trebuit un șoc atunci, cred că mulți, sper că mulți au avut și un șoc acum și s-au dat seama în fond cu ce au cochetat și cred că e momentul exact al mărturisirii, nu știu cum să ne conducă fratele David din această rugăciune, al mărturisirii, a recunoașterii și a dedicării Domnului, dar simt așa că trebuie să mai precizez ceva. Ați vorbit foarte mult zona ocultă, terapii alternative și ați pomenit mult despre eliberare și despre demoni. În fond, ar trebui să spunem foarte clar celor care poate deschide televizoarele mai târziu. O cochetare cu ocultul, o deschidere a ușilor, cum a spus fratele Fanel, în fond permite unei influențe demonice să pășească în viața noastră și să dețină control asupra unei părți din viața noastră. Și rugăciunea pe care cred că o să facem are această țintă, eliberare și scoaterea afară acestui demon. Așa ne vom pregăti pentru rugăciune. În lumea ortodoxă este o rugăciune, o practică. La Sfântul Botez, preotul întreabă te lepezi de Satan. Haideți să facem această prima rugăciune și după aceea să faceți rând. Da. Și nașul răspunde, mă lepede de Satan. Da. Ziua aceasta, eu cred că ar fi bine pentru toți cei care ne ascultă sau care vor asculta în eroare emisiunea aceasta, exact. Și din ignoranță, din curiozitate, din așa, ai intrat. Hai să facem această prima rugăciune. Uitați-vă chiar la cameră, pentru simplu, că să pregătim simplu, terenul pentru rugăciunea da? Lui David. Să fie o rugăciune de confirmare a Domniei lui Hristos, Doamne Iisuse Hristoase, haideți să ne rugăm, da? Da. În seara aceasta aș vrea să vă rugați împreună cu mine. Tot cei care știți că în mod, indiferent cum ați intrat în contact cu terapii alternative, haideți să ne rugăm. Doamne Tată, în seara aceasta mă pocăiesc înaintea Ta. Recunosc că Tu ești singur Dumnezeu adevărat și în afară de Tine nu este alt Dumnezeu. Tu ești singurul care vindeci. Doamne Iisuse, Tu ai murit pe cruce pentru păcatele noastre, ai murit pe cruce pentru nelegiuirile noastre, ai murit pe cruce și ai purtat în trupul Tău pe lemn toate bolile. Te-ai făcut blestem pentru noi și ne-ai răscumpărat din blesteme. În seara aceasta, în momentul acesta, mărturisesc că eu am apelat la terapii alternative, am intrat sub incidența și sub autoritatea altor domnii, îmi mărturisesc păcatul acesta, mă întorc la Tine
și declar că Tu ești Dumnezeul meu. Eu cred în Tine, cred cu inima și mărturisesc cu gura că Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Te invit în viața mea și mă așez din nou sub autoritatea Ta, sub autoritatea Sfintei Treimi, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Și acum, în seara aceasta, în momentul acesta, în numele Domnului Iisus, Satan, mă dezic de tine. Amin. Mă dezleg de tine și mă unesc cu Hristos. Amin. Și haideți să spunem de trei ori. Satan, mă dezleg de tine și mă unesc cu Hristos. Satan, mă dezleg de tine, m-ai înșelat, m-ai legat cu tot felul de terapii alternative și orice duh care s-a atașat. Satan, mă dezleg de tine, sau cu practici, cu gimnastică, sau cu sporturi. Satan, mă dezleg de tine și mă unesc cu Hristos. În numele Domnului Iisus, Tată, îți mulțumesc că m-ai eliberat și îți mulțumesc că m-ai primit. Amin. Frate David, haideți să continuăm pe următoarele 5-10 minute. Știu că în decurs de câteva zile, o săptămână, aveți cursuri de inițiere, de eliberare treptată, progresivă. Să ne gândim să facem asta în 5-10 minute. Poate o să ne rugăm și pentru bine. Să ne reamintim, dreptul vrăjmașului în viața oricărui om este păcatul. Noi nu facem confruntări de putere. Noi facem confruntare de autoritate. Focalizarea noastră nu este pe o luptă cu vrăjmașul sau cu duhurile, ci este pe focalizarea să eliminăm păcatul din viața noastră. În momentul când păcatul este eliminat prin mărturisire, pocăință, iertare, vrăjmașul își pierde autoritatea sau dreptul de a acționa în viața unui om. Până când nu e rezolvată problema de păcat, poți să faci toată ziua eliberare că revin lucrurile înapoi. Pentru că diavolul e legalist. De mulți mă întreabă, dar cum un creștin poate să fie influențat? Sau cum poate Duhul lui Dumnezeu să stea împreună cu un duh necurat? Întrebarea nu se pune cum pot Duhul lui Dumnezeu cu un duh necurat să stea împreună. Întrebarea este cum poate Duhul lui Dumnezeu să stea într-un om în care păcătuiește în mod constant. Și atunci e important să rezolvăm problema de păcat. Fratele Ilie ne-a trecut prin acest proces de mărturisire, de pocăință. Mărturisirea nu înseamnă că Dumnezeu ne scoate greșelile care le-am, ne dezgroapă greșelile care le-am făcut doar de dragul de a ne condamna. Dumnezeu ne reamintește greșelile care le-am făcut sau păcatele cu scopul de a avea un viitor diferit. Păcatul este cel care ne-a condiționat umblarea noastră cu Dumnezeu sau bunăstarea noastră. Și acum, temelia este Hristos. Hristos este vindecarea noastră și, cum am spus la început, vindecarea vine când coboară împărăția Domnului Iisus în viața unui om. Împărăția este acolo unde se face voia Domnului Iisus. Este legat de voia Domnului Iisus, ontologic. Până unde ajunge granița împărăției? Până unde se face voia Domnului Iisus în viața ta? Dacă este vreun domeniu care tu te-ai dat altuia, te-ai încredințat altuia prin aceste practici care noi în seara asta am încercat să le atingem, acolo nu este Hristos în control. Și acel domeniu, în seara asta, te încurajez să venim să-L dăm Domnul Iisus. Am făcut această prin mărturisire, pocăință, dar cerem acum ca Domnul Iisus să vină în toate domeniile din viața noastră, în toată Amin. Ființa noastră întreagă, Amin. Atât spirituală cât și fizică. Haideți și vă încurajez ca și... eu nu mă pot ruga în locul tău, dar te încurajez să te rogi împreună. Eu sunt ca un antrenor aici. Dar să fie rugăciunea ta personală. Tu ești cel care ești împreună cu Hristos și cu el, pe El îl inviți. Doamne Iisuse, mărturisesc că Tu ești mântuitorul meu, eliberatorul meu și în seara asta vreau ca să fii și Domnul meu. Amin. Doamne Iisuse, te invit să fii Domn al întregii mele ființe. În mod deosebit te invit să fii Domn al Duhului meu, Amin. Al înțelegerii mele spirituale. Al comunicării mele spirituale, al înțelegerii mele spirituale. Doamne Iisus, te invit să fii Domn al minții mele, al amintirilor mele, a modului cum gândesc. Doamne Iisus, te invit să fii Domn al conștientului meu și al inconștientului meu. Doamne Iisus, te invit să fii Domn al emoțiilor mele și a modului cum simt și în ce găsesc plăcerea. Doamne Iisus, te invit să fii Domn al voinței mele și al alegerilor mele, în orice domeniu. Doamne Iisuse, îmi dau în seara asta alegerile mele și modul cum aleg sub domnia Ta. De azi încolo vreau să aleg doar ce Tu vrei să aleg. Doamne Iisuse, vreau să îmi dau în seara asta și Te invit să fii Domn peste trupul meu. Doamne Iisuse, Te invit să fii Domn peste sănătatea mea,
spre procesul de vindecare, modalitatea în care îmi primesc vindecarea. Doamne Iisuse, vreau ca să declar și să te invit ca Domn peste calea prin care îmi primesc vindecarea. Fii Domn peste ochii mei și tot ce intră prin ochii mei, Domn peste urechile mele și tot ce intră prin urechile mele sau intra prin urechile mele, fii Domn peste mâinile mele, peste picioarele mele. Doamne Iisus, te invit să fii Domn peste finanțe, peste relații, relații cu cei din casă, cu cei din biserică, cu vecinii mei. Doamne Iisuse, încredințez toată ființa mea în mâna ta. Peste, Doamne Iisuse, te invit să fii Domn al sexualității mele, amin, și a modului cum îmi exprim. Și Doamne Iisuse, te invit să fii Domn al morții mele și a felului cum voi muri și când voi muri. Doamne Iisuse, mă încredințez în mâna ta cu toată ființa mea. Du, suflet și trup. Și îți mulțumim, Doamne Iisuse, că Tu ești Domnul peste toată ființa noastră. Și acum ne adresăm în lumea spirituală oricărei ființe spirituale care până acum ai avut părticele sau zone de influență în viața noastră. În numele lui Iisus Hristos, îți poruncim în numele lui Iisus Hristos să pleci. Și în mod deosebit mă adresez acum confuziei. Te leg și îți poruncesc să plece în numele Iisus Hristos. Orice spirit care ai legat mintea și ai adus opresie peste minte, care ai adus boli mentale, în numele Iisus Hristos îți poruncim să pleci. Amin. Și Doamne Iisuse, restaurează Tu mintea din nou, pentru că Iisus este Domnul. În numele Domnului Iisus ne adresăm acum peste orice spirit care aduce bajocoră, în numele lui Iisus Hristos te legăm și îți poruncim să pleci. Amin. Orice spirit care te induci vindecare falsă, te leg în numele Domnului Iisus și îți poruncim să pleci. Amin. Orice infirmitate care ai provocat, orice spirit de infirmitate care te lega la nivel de oase, de închieturi, de spate, amin, în numele lui Hristos îți poruncim să pleci. Amin. Și Doamne Iisuse, cerem ca ordinea Ta Shalom și pacea Shalom să vină peste întreaga noastră ființă, duh, suflet și trup. Amin. Să mulțumim, Doamne Iisuse. Amin. Spun împreună cum Pavel, mânat de Duhul Sfânt, a spus că-și mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și când noi ne gândim la mântuire, când auzim acest cuvânt mântuire, de multe ori ne raportăm și ne limităm doar la lumea păcatelor noastre. Dar cuvântul mântuire este mult mai mult decât atât. Cuvântul mântuire înseamnă iertare de păcat, spălarea păcatelor tale, a trecutului tău, dar și eliberarea ta, vindecarea ta, binecuvântarea ta, restaurarea ta. Și aș vrea să mă rog în conformitate cu Sfintele Scripturi, care spune că prin rănile lui Iisus Hristos noi am fost vindecați. Și Hristos, înainte să-și înceapă mandatul pe pământ, a spus că Duhul Sfânt l-a uns ca să vindece pe cei cu inima zdrobită. Amin. Mă rog în mod special pentru cei care în copilăria lor, în viața lor, au suferit răni din partea familiei, din partea părinților, din partea autorităților. Mă rog ca Duhul Sfânt să vină acolo, în casa ta, să vină acum peste tine. Și acolo unde ai fost bajocorit, acolo unde ai fost abuzat, acolo unde diavolul s-a folosit de acel eveniment din viața ta, mă rog ca acea emoție să fie vindecată în numele lui Iisus Hristos. În numele lui Iisus Hristos. Ia autoritate asupra oricărui duh care a intrat pe acea ușă, pe acea durere, prin acel eveniment. Și leg puterea în numele lui Iisus Hristos și îi poruncesc chiar acum să-și ia mâna de peste tine. În numele lui Iisus Hristos proclam peste rănile tale fizice, peste orice boală pe care o ai, la nivel de cap, la nivel de inimă, la nivel de stomac, mă rog în numele lui Iisus Hristos pentru cei care au acum probleme cu inima, mă rog ca vindecare dumnezeiască, în numele atotputernic al lui Iisus. Amin. Prezența Duhului Sfânt o chem acolo, peste tine, chiar acum. Și datorită numele lui Iisus Hristos, tu ești acum vindecat. Amin. Eu leg puterea bolii. Pentru că este scris ce vom lega
pe pământ va fi legat în cer și leg puterea bolii de peste viața ta chiar acum și orice durere care tu ai în trup, în numele lui Iisus Hristos, să plece. Eu chem împărăția lui Dumnezeu să fie activă acolo în căminul tău, să se manifeste într-un mod vizibil, aducând vindecare în trupul tău, chiar acum, în numele lui Iisus Hristos. Mă rog pentru cei care sunt legați de coșmaruri. Coșmarurile care le-ai repetat din nou și din nou, în numele lui Iisus, poruncesc acestui duh de tulburare, acestui duh de frică, acestui duh de moarte, în numele lui Iisus, să-și ia mâna de peste tine și să fie liberat. În numele lui Iisus, în numele lui Iisus, fiindcă Evanghelia, fiindcă această veste, fiindcă ceea ce spune Scriptura este o veste bună, dar nu numai o veste bună, ci are putere să te salveze, să te ierte, să te elibereze, să te vindece. Această putere o chem chiar acum, în numele lui Iisus. În numele lui Iisus. Amin. Fii vindecat, în numele lui Iisus. Amin. 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 Zic, mai avem 10 minute până la emisiune. Vrem să ne rugăm pentru multele bilete care au venit. Probabil că în ultimele minute au mai venit și alte bilete în regie pe cele câteva numere de telefon. Considerați că le-am luat și pe acestea în calcul. O să citesc foarte pe scurt două, trei dintre ele, după care o să ne rugăm pentru câteva cauze, pentru că obișnim să facem acest lucru indiferent de subiectul discutat. Sunt multe și numeroase cauze. Eu, o mamă care, chiar în linia acestei emisiuni, vrea să ne rugăm ca băiatul să fie liberat de confuzie între credința în Dumnezeu și medicina alternativă la care a apelat. Cineva ne scrie, o mamă, Lucia, da, urmăresc emisiunea dumneavoastră și mărturisesc că atunci când era mică, una din fetițele mele, tot îmbolnăvise des, a luat, cineva mi-a recomandat homeopatia și a fost destul de neînțeleaptă, dar am înțeles că Dumnezeu nu mi-a dat liniște după aceea, exact cum spuneați în emisiune, nici nu aveai voie să atingi acele pastiluțe. După un timp am simțit că trebuie să renunți definitiv și nu aveam pace. Nu aveam pace. Și fiți binecuvântați pentru că abordați astfel de subiecte. Eu cred că multe persoane s-au întâlnit aici. Da, o vindecare de psoriazis, ne roagă cineva, o listă foarte lungă din Norvegia, chinuit de duhuri rele, este o persoană, este cineva care are o listă mare pentru restaurarea familiei, eliberarea tatălui meu, mântuire, o listă foarte mare de depresie, ticuri nervoase, ADHD, nu știu exact ce înseamnă, impulsivitate, tulburare emoțională la anumite persoane. Vreau să mă fiu mântuit, sunt foarte bolnav, ne spune cineva, simplu de tot. Nu mai pot să mișc, dureri de cap și în spate, de dinți, ne spune cineva. Domnul să de homeopatie, probleme neurologice, ne spune cineva din Botoșani, din Ilfov, epilepsie, lucrările întunericului, ne spune cineva din Bratca, Bihor. Cineva din Zalău dorește trezire în satul în care locuiește. Și Dumnezeu să aducă trezire. Poate în final, fratele, ne rugăm și pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze România pe ultimul minut al emisiunii. Poate că în întreaga țară, dacă vă rugați să vă pregătiți rugăciune, pentru că cei care nu cunosc, cred că mulți nu au cunoscut până acum aceste lucruri și Dumnezeu să sensibilizați și cred că i-a și condus într-o rugăciune de pocăință. Și mai ales că noi, ca popor, avem o moștenire foarte veche în ce privește această lucrare alternativă, a cere ajutorul în mod alternativ. Deci se regăsesc, științific vorbesc, din punct de vedere istoric, se regăsesc încă obiceiuri din Dacia antică, chiar și în anul 2016. Tot ce înseamnă superstiții, de fapt, se încadrează aici. Poate cu altă ocazie vorbim despre superstiții, pentru că să nu se creadă că doar religii orientale sunt sursa de inspirație pentru terapie alternative. Avem și noi ale noastre. De fapt, dacii erau recunoscuți, nu mai știu exact ce istoric antic scrie despre daci, că dacii nu tratează doar trupul, cum fac grecii, ci tratează și sufletul. E consemnat în istorie. Că nu avem cum să le citim pe toate, dar nu poate avea copii. O sugestie, da? Și cred că nu poate acoperi o singură persoană, dar poate foarte sumar să spunem simptomatica, ce anume apare. Poate persoana zice, da, eu am fost la terapeut și n-am nimic și nu-și dă seama că lipsa banilor din poate să fie moment, o consecință. Da, exact, poate să fie o consecință. Sau s-au îmbolnăvit, ce? S-au pierdut, s-au avut accident. Sau membrii familiei afectați. Ceva cu care oamenii să se identifice. Da. Vindecarea falsă, și în mod deosebit în direcția aceasta, și pot fi vindecări false și pe alte tronsoane, de regulă vine cu apatia. Omul nu mai are pasiune pentru Dumnezeu.
Spre cineva, nu mai pot citi Biblia după ce am fost acolo. Nu mai pot citi Biblia, nu mai am pasiune. De ce? Pentru că mă conectez în lumea spirituală sau mă atașez de o altă ființă, nu de Hristos. Și aici apare această problemă. Deci oamenii care ajung aici, ajung mai devreme sau mai târziu să aibă necredință, apatie și categoric, relația vie cu Hristos este drâncenată. Coșmaruri repetate. Categoric, astea deja sunt consecințe deja. Da, odată ce fondamentul să ia, Hristos nu mai este acolo, categorii drepturile încep să se extindă în viața unor. În Matei, capitolul 8, cu versetul 16, este seara și la noi și acolo spune așa. Seara au adus la Iisus pe mult îndrăcit. Au adus o singură categorie de oameni, apăsat de cel rău. El, prin cuvântul lui, a scos din ei duhul necurate și a tămăduit pe toți bolnavii ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice, el a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Deci, amin, în ranele lui am fost tămăduiți. Amin. În seara și asta facem și noi ca Domnul Iisus. O adus o singură categorie de oameni, oameni apăsați de cel rău. Și Domnul Iisus i-a vindecat pe toți. Aș vrea să fac o precizare, dacă dați voie. Aș vrea să spun ceva de genul, nu toate bolile este de influență demonică. Sunt unele boli, au spate demoni, unele nu au. Sunt cauzate de un accident, de exemplu, sau chimici, așa mai departe. Dar ca să nu se creadă că toate bolile în spate sau probleme emoționale. Deci unele boli au substrat demonic. Da? Cum unele îmbolnăviri este un virus. Hai să vă rugați scurt, fiecare, mai avem exact 4 minute eu pentru asta. Pentru țară, când hai să vă rugați scurt, pentru poate Domnul mă pune pe inimă câteva din biletele acestea. În numele lui Iisus, Tată, ne rugăm acum și mijlocim pentru frații noștri care au chemat intervenția Ta în familiile lor. Amin. Tată, mă rog pentru acea mamă care se roagă pentru copilul ei. Ne unim împreună cu ea și cerem ca confuzia să se ridice de peste acel copil. Amin. Tată, te rog, adu lumina Ta prin Duhul Tău ce Sfânt. Duhul Sfântului și Duhul Adevărului, te rog, adu claritate, nu numai în viața acelui copil, ci în viața fiecăruia care ne ascultă sau se uită la noi acum. Amin. În numele Iisus Hristos, Tată, mă rog, ca Duhul Adevărului Tău să aducă claritate și să îndepărteze orice confuzie. Amin. Doamne Iisuse, pun peste fiecare nume scris pe aceste hârtii, pun numele Tău. Amin. Știm că numele Tău este mai presus de orice nume. Domnia Ta este mai presus de orice domnie. Și în autoritatea numelui Tău cerem vindecare, Doamne Iisuse. Amin. Amin. Tu ești un Dumnezeu omniprezent, omnipotent, un Dumnezeu care îți activezi puterea Ta, Doamne. Amin. Tu ai spus că dacă cineva va chema numele Tău, Tu îi vei mântui. Adică vei ierta, vei salva, vei libera, vei vindeca. Și noi aici, în unitate, ne unim în numele Tău și chemăm numele Tău și punem numele Tău peste fiecare nume scris aici. Amin. Peste Amin. Fiecare Amin. Familie, peste Amin. Fiecare casă. Și cerem chiar în seara aceasta să fie mărturii scrise a puterii Tale manifestate. Acolo, așa cum spune cu femeia de scurgere, și-a cheltuit averea la terapeuți, dar Tu ai vindecat-o printr-o simplă atingere. Amin. Noi atingem aceste hârtii, Amin. Cu aceste Amin. Nume, cu aceste familii, Amin. În numele Tău, Iisus, adu vindecare și arată-ți puterea. Amin. În numele lui Iisus m-a rugat. Amin. Poate vă rog și eu, Doamne, în numele celor care, poate ca și mine și ca alții, Doamne, au fost înșelați din neștiință, de terapii, de practici, au deschis ușa celui rău, Doamne, mă pocăiesc, Doamne, și eu de aceasta cer iertare, Doamne, și te rog să ne dai mie și celorlalți care urmăresc de aici, Doamne, discernământ divin, Doamne, să căutăm în spatele fiecărei practici, fiecărei terapii, fiecare lucru care ni se oferă, care este sursa, dă-ne un discernământ deosebit, Doamne, o stare de alertă, de veghe, Doamne, te rog să-mi dai mie și tuturor celor care ne urmăresc și care slujesc și care vor să se apropie de Tine, Tată. Îți mulțumesc în numele Domnului Iisus. Tată, ne rugăm pentru țara noastră. Amin. Este scris în cuvântul Tău, dacă poporul peste care este chemat numele Tău se pocăiește și se smerește. Noi ne pocăim și ne smerim. Amin. Ne întoarcem la Tine. Amin. Tu ai promis în cuvântul Tău că dacă ne mărturisim păcatele, Tu din cerul ne asculți. Mărturisim depărtarea noastră de Tine. Dacă națiunea noastră, în practicile acestei alternative, au luat așa o mare amploare, este faptul că noi, slujitorii, biserica Ta, și-a pierdut gustul, și-a pierdut sarea. Ne pocăim și ne întoarcem la Tine. Da. Tu ai promis în cuvântul Tău că vei tămădui țara. Amin.
Ai tămăduit un popor întreg, o națiune întreagă. Este scris, este scris aceasta în Exodul, capitolul 15, 26. Tu ești Jehova Rafa, Dumnezeu care vindecă. Ești Jehova Rafa astăzi, tu nu te schimbi pentru toată națiunea. Și fie ca harul tău, Doamne, și vindecarea ta și, Doamne, tu ești cel care vindecă, vindecă națiunea. Amin. Vindecă națiunea Amin. Întreagă. Doamne, tu știi nevoie națiunii noastre. Mă rog ca să vindești națiunea. Și tu ai promis aceasta și îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. 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 Eu personal vă mulțumesc pentru această revelație. Sigur că puteam să spunem lucruri multe, parcursul mai multor ore, dar cred că această emisiune a fost și a vrut să fie o emisiune de provocare. Cred că noi, ca și creștini, trebuie să cercetăm toate lucrurile și toate acestea prin prisma Scripturii. Dacă aveți pe parcursul a 20 de secunde un cuvânt final pentru această emisiune, frate Fanel, frate David, frate Ilie. Eu aș vrea să închei cu Evrei 13 cu 8. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veac. Dumnezeu este același ieri, azi și în veac. El este Jehova Rafa. Dumnezeu care vindecă. Frate David. Când cauți vindecare, caut prin calea sigură. Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Nu există nume mai minunat ca Iisus, nu este salvator mai minunat ca Iisus și nu este nimeni care să aibă numele mai presus decât Iisus. Închină-te în seara aceasta lui Iisus, cheamă-L pe Iisus și fă-L Domn al vieții tale. Amin. Aș adăuga și eu, cum s-a spus de câteva ori, acest verset, Dumnezeu este Cel care vindecă. Mulțumesc pentru participarea la această emisiune, Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă protejeze și să vă extindă această slujire și mult mai rugat ca pentru slujitorii care ne-au urmărit în această seară, slujitorii din bisericile noastre, indiferent de confesiune, această seară să fie fost o provocare pentru a sluji, pentru a învăța, pentru a deschide uși de învățătură pentru poporul care poate din neștiință cochetează cu puterile întunericului. Aceasta a fost o emisiune specială de terapie alternative, sănătate cu orice preț, Dumnezeu să vă binecuvânteze.